Marian Mexicano! Cu tot respectul, Mariana, mă bucur că ești la podcast la Casa la Măruță. Eu merg oriunde este nevoie de mine să mă fac de băcănie, merg, să știi. Merg. Asta e, mă. Păi și tu de unde ai învățat să cânti? Tu cum ai învățat să cânti? De la Dumnezeu. Noi țiganii nu ne-am născut să fim profesori, doctori, docenți. Ne-am născut totuși, dar cel mai mic țigan și cel mai jegos țigan, de unde l-ai găsit tu din satele astea din România, se naște cu talent muzical. Eu sunt lăutar, eu nu sunt pe note. Uite și ce se întâmplă acum cu unii dintre colegii noștri. Au uitat de unde au plecat. Într-o secundă se pot întoarce de unde au venit. Care e nunta aia sau evenimentul unde ai luat cei mai mulți bani? Că... Cu Adrian în Canada. 120 ceva de mii de dolari canadieni. Dar tu când ai căsătorit prima dată? Când aveam și vreo 17 ani. Și am găsit-o pe Paula, am ajuns să ne întâlnim, să ne iubim, să ne respectăm, să întemeiem o familie. Relația mergea bine ca să cu doi copii. Mergea bine pentru că unul dintre noi iubea mai mult. Cu iubirea nu te joci. Dacă mă iubea, nu mă gonea, pentru că ea m-a agonit. N-avea nici țigări când am luat-o eu. Să fiu al dracu, că sunt la tine, la televizor, la Măruță, dacă avea nici țigări. Bagă un spriț, te rog frumos să-mi te rog frumos. Hai. Ia zi. Asta mă uită așa pe minerală. Altfel merge treaba. Cătălin, zburau sifoanele pe lângă noi și țigâncile, femeile, ele aruncau. Bărbații pot să se mână pe cuțite, pe dalea, adică... S-au omorât toată nota, păi mireasa cu generică, tu de seama, 500 cu 500. Știi în cât timp am sărit gardul și eu și Ionic? 3 secunde de zi că suntem pitbull. Care e artistul care consideri tu că vă face breasla de râs în ziua de azi? Să știi că sunt mulți, nu vreau să nici să par eu mai sus ca toți, dar știi cu ce sunt mai sus ca mulți dintre lăutarii noștri și maneniști? Seriozitate. Nu mă interesează pe mine Chuck Norris și pe mine mă interesați voi, oamenii care ne dați putere nouă, artiștilor. Noi fără voi nu avem valoare. Păi da, mă frate, dar nu oricine are onoarea asta să vină aici în căsuța. Fiți atenți! Cât poate să fie omul ăsta de bun? Podcastul cu cel mai multe vizualizări în 2022. Acest podcast cu tine e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Mulțumim mult de tot! Aplauze, Ciucă! Salutare, oameni buni, și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. De data asta vrem să avem un podcast așa estival de vară și să ne gândim că ne întâlnim la toamnă, dar până la toamnă avem de băut un vin alb cu prietenul nostru Marian Mexicano. Cu tot respectul, Marian, mă bucur că ești la podcastul Acasă la Măruță. Măi, ce voce inconfundabilă. Da, exact, asta voce. Zic și eu. Până acum am stat, dragi privitori, oameni buni, am stat și ce, nu s-a auzit gura lui, a stat frumos așa de, mamă, și când s-a dat drec, deja mi-e frică de... Gata, mă, s-a transformat, mă. Al nostru, bă. Sâmburești, sunt prietenii noștri, așa că nu o să pleci cu mâna goală acasă, o să pleci cu Sâmburești și alb și roșu și roze pentru toată familia. Nu poți să stai, mă chemi în fiecare zi la tine, ba la da, podcast? Că nu se pleacă cu mâna goală. Eu mă bucur că ești aici, pentru că mulți poate care urmăresc podcastul te-au auzit ba la Rock FM, ba te-au auzit pe la Guerilla, pe la tot felul de radiouri. Ai fost în ultima perioadă. Eu merg oriunde este nevoie de mine să mă fac de băcănie, merg, să știi. Merg. Atunci vom avea un podcast reușit. Da. Spune, de unde e chestia asta cu Marian Mexicano? Noi ne știm de mulți ani și niciodată n-aș... De unde vine chestia asta de Mexicano? Marian Mexicano. Spun. Marian e în buletin. Marian e în buletin, da. Mexicano este o poreclă de la tatăl meu. Era un țigan frumos. Nu că e tata. Sau că a fost tata, pentru mine încă există, chiar dacă a murit de acum 20 de ani. Just for fun, așa. Pentru el cânta la chitară, avea un mustaț așa și avea o aliură de mexican. Acum, bine că am luat și eu câte ceva de la tata, știi? Ne mai
place să mai călcăm pe bec, știi, eu cam spar becuri în continuu, știi? Și el mai cânta așa când venea că era muncitor. Tata chiar a muncit, n-a fost muzicant, nu mă trag din familie de muzicanți. Nu? Ei n-aveau treabă? Nici o treabă. Eu la mine în casă am văzut numai cauciucuri. Tata făcea cauciucuri. De ce spun acum, n-am spus nimănui la niciun podcast, la nicio televiziune. Eu m-am născut într-o familie de, cu doi părinți, doi, nu mai mulți, doi. Atât a fost nevoie pentru mine, doi. Muncitori la o fabrică de cauciucuri. Și, cum să spun, ce am spus? Te-ai emoționat la chestia asta, că el nu cânta și că nu vine din familia de muzicanți, dar mai avea o chitară. Când mi-aduc aminte de tata, când vorbesc de părinții mei, mai bine dăm o palmă, pentru că mă emoționez. Și avea o chitară și cânta afară la bancă, la curte. Da, există bancă. Da, în fața casei, în fața casei. Că o fi la țară, că o fi la București. Eu m-am născut pe 13 septembrie. Actualul centru civic. Adică acum, lângă Meriot, acolo. Tată, adică eu sunt un fra. Iartă-mă. Sunt un fra, cu tot respectul. Exact, asta zici. Sunt un fra. Știi? Bun. Mergem mai departe. Și țigăncile noastre care erau pe acolo, dar țigănci frumoase, nu? Acum s-au mai zăpăcit țigăncile. Erau țigănci pe bune, cu respect. Băi, dar frumos e țiganul ăsta nostru, bă, dar una de acolo, băi, parcă zici că e mexican, bă, și când el a auzit și lui a convenit tata, știi? Și cum ai zis, băi, parcă ești mexican. În fine, mexicanul, hai să vedem, iar în weekend mai cânta câte o cântare tata. Păi dacă nu se pricepea, cum cânta? Așa. Zdrâncânea așa zdrâncânea, de drag? Zdrâncânea, găsise un acord acolo, că aveam noi țiganii, nu ne-am născut să fim profesori, doctori, docenți. Ne-am născut totuși, dar cel mai mic țigan și cel mai jegos țigan, de unde l-ai găsit tu din satele astea din România, se naște cu talent muzical. Crede-mă ce spun. Crede-mă. Bun, mergem mai departe. Și a rămas lui Costel Mexicano. Costel Mexicanu, deja femeile începuse, băi, vineri, seară și sâmbătă ne vedem, hai să mergem acolo că mai cântăm cu mexicanul. Bine, era și cu ochii pe tata, călca pe bec, asta este, că altfel nu ai cum să... Prea multă lumină strică, ai înțeles? Bun, și m-am născut eu, al treilea dintre patru frații. Soara cea mare, fratele al doilea, eu al treilea și încă o soră mai micuță. Bun, și când m-am născut eu, tatăl meu s-a cam liniștit cu toate becurile astea, știi? A devenit mai liniștit, deja pe mine mă făcuse la 44 de ani. Deja totuși avea o vârstă. Mama i-a zis, neică, că așa vorbeam, neică, nu-ți mai ajunge câte becuri spargi, neică. Ajunge, neică, avem trei copii, neică, să poate. Și a înțeles că o iubea foarte mult. Și neica a mai venit încă unul după aia. Și a mai venit și încă una bucată soră, sora mea Daniela a venit după aceea. Bun, și am rămas eu, băiatului mexican, băi, ce pusem eu să cresc lăutarii. Băi, e unul, bă, pe 13 septembrie care cântă bine, bă, care vreo 10 ani, 11 ani, băi, al naibă, băi, al dracu țiganul ăla, bă, să vă lau, să aibă viitor profesional, de înaltă calitate. Păi cine e? Băiatul unui țigan, un Costel Mexicano. Eu fiind ani de zile băiatul lui Mexicano, la un moment dat crescând, făcându-se barba albă, nu mai putea să fiu băiatul lui Mexicano. Și a devenit Marian Mexicano. Marian Mexicano, da. Păi tu de unde ai învățat să cânti? Tu cum ai învățat să cânti? De la Dumnezeu. Și spun imediat. Soara mea cea mare, pe nume Gabi, pe care o iubesc și mi-a ținut loc de mamă, mai mare ca mine, cu 15 ani, s-a căsătorit cu Dan. Dan cine este? Cumnatul meu, un om simplu. El cânta așa, tot la fel la acordeon, dar de plăcere. Muncitor pentru Partidul Socialist România. Vorbesc când aveam eu 7 ani, îți dai seama. Și eu datez din secolul trecut, 1972, îți dai seama. Vorbim de 1979, Nicolae Ceaușescu la putere. Deci acum 44 de ani. Îți dai seama, de atunci... Când eu cu acordeonul a venit și a început să-mi arate puțin. Mi-a arătat câteva lecții, după care am făcut eu cu bunul Dumnezeu. Sunt autodidact. Pentru că tu veneai dintr-o familie fără posibilități, la urmă. Fără posibilități materiale, dar cu
dragoste, ceea ce rar se întâlnește. Am crescut foarte bogat sufletește. În dragoste, o pâine, dacă o aveam, o împărțeam felii și ultima felie, dacă eu rămăsesem și încă mai îmi era foame și fraților mei le era foame, ultima felie rămânea acolo pentru că nu ne înduram niciunul să o luăm. Pentru că spuneam, las-o ea el și rămânea acolo ultima felie. Nu o luam. Și de ce l-ai pierdut pe tatăl tău? Ce a pățit? Ai zis că acum 15 ani. La 70 de ani a făcut un blocaj renal. Blocaj renal și automat am înțeles că blocajul renal vine cu ceva la cap, s-a făcut ceva pe acolo, comoție cerebrală, cred. Și l-am pierdut, a murit. Când a murit el, jumătate din mine a murit odată cu el. Da, în același timp a apucat să te vadă, să devii cunoscut. Eram. Eu nici acum nu zic niciodată că sunt cunoscut. Eram cunoscuțel. Se zice că Marian Mexicanu este unul dintre cei mai talentați acordeoniști. Dacă așa spuneți voi și așa se zice, Doamne ajută, eu nu mă consider și să știi că nu mă caracterizează modestia, că de multe ori, într-adevăr, așa este, modestia este apanajul prostiei. Consider și spun sub cuvânt de onoare că am de mult, atât de multe de învățat, pentru că eu sunt un om care, cu cât mă afund mai mult într-o pădure, parcă mă rătăcesc mai mult, iar cu muzica Andra ta, pe care o facem reverență în fața ei, poate să spună, cu cât cauți mai mult să intri și să devii mai documentat, cu atât îți dai seama că știi mai puțin. Știi mai puțin. Și cred că nu numai în domeniul muzical. Cu mama? Cum ai avut o relație? Cu mama, pe aici e grav, vrei să plângem pe aici? Nu. Vrei să... Mama mea am pierdut-o la 17 ani, Cătălin. Și a avut... Pe ea ai pierdut-o prima dată? Pe ea am pierdut-o, da? Și te rog să mă crezi că ultimul ei cuvânt a murit de cancer genital la vârsta de 52 de ani. Eu aveam 17 ani atunci, am murit în mari chinuri, mari dureri. Tata îi făcea morfină pentru că nu aveam posibilitatea să chemăm o asistentă și tata a învățat, de nevoie a învățat să-i facă injecții. Și îi făcea primele... Ca să scape de durere. Ca să scape de durere, morfină. Și... și acum, la apartamentul unde am stat noi, când eram copil, nu mai stăm acolo, a rămas de durerea ei, de durerile pe care le avea în timpul crizelor, de la unghii, zidul pe care îl zgâria de durere. E, când a murit spunând așa, aveți grijă de Marian, pentru că Marian este copilul nostru special. Marian va ajunge cineva. Aveți grijă de el. Și când a simțit că moare, pe mine m-a gonit de acasă. Am plecat. N-a putut să moară până n-a știut că eu sunt plecat. Ca să nu suferi. Să nu vezi acolo în ultimele momente. Ea n-a putut. Acum, cum să spune, să-și dea duhul știind că eu sufăr, da, corect, tu ai dreptate, dar nici ea n-a putut să plece. A putut să plece liniștită. Și... Ea n-a apucat să te vadă... Nu, aveam 17 ani. Pe scene. Aveam un acordeon, un Weltmeister Cantus. Bun, abia luasem, dorisem acordeonul acela, l-am dorit 5 ani și l-am luat. Și în ultimul timp, pentru că nu mai erau bani de medicamente, de una, de alta, l-am vândut pentru că mama murise și trebuia să o îngropăm. Și am vândut acordeon. L-am vândut ca să avem bănuți ca să o ducem, să o îngropăm așa, onorabil. Pentru că e mama mea. Era mama mea și era soția tatălui meu. Ceilalți frați nu au treabă cu muzica. N-au treabă cu muzica. Sora mea cea mare n-a fost la tine în emisiune. Am avut noi niște băcănii pe la alte emisiuni, în afară de băcăniile care au fost la tine, că nu, am avut un moment în care ne-a plăcut băcănia. Să mergem la băcănie. A fost directoarea PTTR-ului român 15 ani.
Adică Poștei Române, nu? Poștei Române, da. 15 ani, o femeie deșteaptă, o femeie documentată, rău de tot, are doi copii, care este doctor în muzică, Luiza Antonella, și iar un alt copil care este profesor de clarine la George Enescu. Adică, practic, ea nu a continuat cu muzica, dar uite, copiii, Gena mai departe, s-a dus în zona asta. S-a dus bine, nu ca mine lăutar. Eu sunt lăutar. Aceia sunt profesori. Și acum vorbești cu sora ta? Cu sora mea n-am fost niciodată certat cu frații mei. Nu? Doamne ferește, am 50 de ani și n-am ridicat capul în fața ei niciodată. Ai zis ceva mai devreme, că ai fost la nu știu ce alte televiziune și băcănie cu sora ta. Da, nu am explicat. Spun și m-am gândit că, nu, gata, m-am gândit că a fost ca în perioada când divorțai atunci la noi. Tot cu divorțul, ea a fost să-mi țină partea și a fost familia mea și atunci ea a fost să spună că nu este bine. Ea a fost pacifista situației. Și dacă ar fi venit la tine felul cum vorbește ea, ți-ai fi dat seama cum ar fi deschis gura, că este studioasă și este dusă la școală. Da, cam așa arată familia lui Marian Mexicanu, în mare, știi, pentru oamenii care ne urmăresc la podcast, să te cunoască poate un pic mai bine, că poate multe lucruri de genul ăsta n-ai avut timp să le spui tu pe la emisiuni, n-ai avut timp să le povestești. Păi, domne, aici suntem acasă la Măruță și acasă la Măruță se vorbește din suflet și din inimă. Și de aceea podcasturile câștigă, admirație, pentru că se vorbește cu inima. Și sunt lucruri pe care la televizor le mai ascundem. Dar de ce la televizor se mai ascund și la un podcast se spun? Uite, mereu m-am întrebat treaba asta. Pentru că acolo parcă simți că te vede o lume întreagă. Aici este la fel. Dar aici nu mai e aceea senzație. Nu mai e aceea senzație. Nu mai sunt acele camere, acel stres, acea teamă de a nu face greșeli, de agitația aia tot. Da, de să vorbești, să fii protocolar, să nu greșești, să nu greșești în orice. Da. Pe când pe net, pe YouTube, pe asta, parcă ești mai Lejeritate. Relaxat. Lejeritate. Aici este lejeritate și fizică și psihică. Și tu când ai devenit oarecum cunoscut? Pentru... Așa vreau să le spunem oamenilor care se uită la noi la podcast că Marian Mexicanu este omul care a cântat pentru Chuck Norris, pentru Jean-Claude Van Damme, pentru câți oameni mai. Hai să spun, de 10 ani sunt membru al bandului Nigel Kennedy. Am semnat cu BBC-ul. Deci eu când plec la anumite concerte în Anglia și în Polonia, pentru că Nigel Kennedy este unul dintre cei mai mari violoniști ai planetei. El m-a ales pe mine pentru că a avut nevoie de un țigan. Îți dau cuvântul meu de om, a spus, eu vreau țigan, pentru că țiganii sunt talentați. I-am stat de vorbă cu el și i-am spus, de ce m-ați ales pe mine? Pentru că sunt alții mult mai buni ca mine în domeniul pe care dumneavoastră îl cântați, în muzica clasică și muzica de cafe-concert și în muzica elevată. Aici nu mă raportez la Manea, la Hai Hai cu Trăstioara, nu mă raportez la România când cântăm O Sârbă și O Geampara și toată lumea este în delir. Aici vorbim de Montreux, vorbim de concerte la cele mai mari, pe cele mai mari săli ale lumii, vorbim de San Moritz, Elveția, vorbim de Blue Note. Blue Note, ai spus Blue Note, ai spus numărul 1, punctul 0 al lumii, cel mai mare club de jazz din America, Manhattan, Statele Unite ale Americii. Eu am fost acolo de 5 ori. Cunosc, este un club puțin mai mare decât acesta. Dar acolo, pe acea scenă, au cântat cei mai mari muzicieni ai lumii. Eu am cântat de 5 ori acolo cu Nigel Kennedy. Să știți că are și acordeonul la noi, la el o să ne și cânte astăzi la podcast, așa că o să vedem imediat prin ce... Stați lângă noi, stări, nu plecați. Prin nu plecați. Ce stări trecem. Păi da. Cum ai semnat? Cum te-au găsit oamenii ăștia? A avut de ales și eu sunt sincer, a avut de ales între unul dintre mari acordeoniști ai lumii, ai Europei și chiar ai lumii, Richard Galliano. Însă Richard Galliano este un om care a cerut un alt preț, mult mai mare decât mi-a oferit mie,
și vroia să iasă mult mai mult în evidență pe scenă față de Nigel Kennedy. Nu, de Nigel Kennedy. Vorbim ca și cum ei ar fi făcut o trupă. Da, da, da. Pe când eu... De asta zic, față de tine, care știai locul tău unde trebuie să stai și ai zis... Când îmi spunea Nigel, it's your turn, adică este rândul tău... Atunci era. Pac, nu deranjeam, ca și în viața de zi cu zi, nu vorbesc dacă nu sunt întrebat. Dacă m-ai întrebat, îți spun. Dar dacă nu mă întrebi, tac. Și bineînțeles că l-a încălzit și prețul, că mi-a dat mult mai puțin. Cred că sub jumătate cât i-ar fi dat lui Richard Galliano. Dar pentru tine nu conta chestia asta. Pentru mine nu. Oricum erau bani buni. Da, dar pentru și mine sunt că... bani buni, dar pentru... eu n-am uitat niciodată că eu sunt băiatul lui Mexicano. Și născut în 13 septembrie și n-am să uit niciodată de unde am plecat. Acum ar fi trebuit să... Ce ar fi trebuit să spun eu, domnule, dacă îmi dați banii aceștia, domnule Nigel Kennedy, am să merg la San Moritz, dacă nu rămân aici pe Ferentari. Te plătesc anual sau cum? De câte ori mergi la evenimente? Nu, doar pe evenimente, pe concerte. Pe concert am o anumită sumă de bani, în funcție de câte concerte am. Și am, de exemplu, câte 10. Dar eu de câțiva ani de zile, de când îmi este și mie bine pe paia și tălpile lui Dumnezeu, îl refuz pe Nigel Kennedy, că am aici contracte cu Românica. Și am spus, dacă doriți, domnule, vin doar iarna. Că iarna nu prea mai cânt aici, că nu prea sunt mirese iarna. Da. Dar nu are ce să facă domnul cu mine. Nigel, cu tot respectul, cu tot respectul, dar am venit și eu acolo, băiatul, ne-am refuzat. Ok, am văzut cum e pe scenele astea amar, dar cu tot respectul, mai am niște mirese aici și am și eu niște nevoi mai speciale, vorba lui Bendeac. Ce să fac, să mănânc, să mă îmbrac, să... Este normal să punem și noi, pentru că deja am o vârstă, am făcut câți jumătate de secol. Am făcut 50 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc bunului Dumnezeu. Mulți dintre noi spun, aoleu, îmbătrânesc, nu suport haina bătrâneții. Și eu am spus, păi da, e bine să mor dinainte atunci, să nu mai apuci haina bătrâneții. Să mor? Păi cum adică să mor? Păi hotărăște-te. Păi nu, cred că ai dreptate, tu, mă, Marian, ar fi bine să îmbătrânesc. Păi e bine, mă, să îmbătrânești, mă. Important e să îmbătrânești frumos. Să spui acolo 2-3 lei, să nu apelezi la copii, că e greu să te scarpini cu mâna altuia. E greu. Puneți bani, ia-ți și groapă dinainte. Băi, Marian, ești nebun? Bă, nu sunt nebun, bă, că mulți dintre noi și pe timpul pandemiei au fost aruncați, băi, nici îmbrăcați n-au fost. Băi, ascultă-mă, mă, fii mă deștept. Și acum e bătaie pe gropi. Să nu spui că ți-ai luat și tu. În 2 săptămâni îi cumpărată, pentru că nu vreau să-mi iau oriunde decât numai acolo, unde pe aleea artiștilor. Deci ți-ai, la Belu. Ți-ai cumpărat? Încă nu, încă, da, dar nu am achitat-o. Și cât mai e? Băi, fratele meu, câteva evenimente scumpe de ale noastre. E greu să și mori ziua, da, astăzi, Cătălin. Cătălin, să nu mori. E greu. Deci, tu ți-ai luat practic acolo loc de veci, da? Da, bineînțeles. Și ești, costă, nu? 25-30 de mii, na. Păi cum? Da. Groapa, fără să dai nimic, fără să pui nimic pe ea, fără o pernă, fără... Goală, doar pământul gol. 25 de mii de euro. Da, da, ți-ai luat groapă la... Da, frate, da, o să mă liniștesc bine. O să am un somn. Somn cu tot respectul. Aoleu. Și dar tu când te-ai căsătorit prima dată? Când aveam și vreo 17 ani. Deci fix atunci, la 17 ani, te-ai și căsătorit? După ce a murit mama, am rămas cine? Cătălin. Vezi, uite cum suntem noi lăutarii, trecem de la o stare frumoasă la o stare... de asta cu lacrimogenă imediat. Au trecut 6 luni și am cunoscut-o pe mama copiilor mei. Cine să spele după... Eu la 17 ani cântam cu tanti Romica Puceanu, Toni Iordache, George Udilă, Ionica Minune, cei mai mari dintre cei mai mari ai noștri români, țigănet români, lăutari. Și trebuia să fiu și eu. Aranjat? Aranjat. Nu? Da,
tatăl meu călca după mine, sărăcuțul. Dar când îl vedeam, când îl vedeam cu mașina de călcat de la spate, că tăticule, hai vină cu acea că te săpe să cânti. Hai să-ți mai calc. Ce mai e de călcat? Că trebuie să fii cel mai frumos dintre cei mai frumoși. Haina face omul. Se spune că nu haina face omul, ci caracterul și educația. Tatăl meu mi-a spus nu. Prima vizită, prima dată când vezi un om pe stradă, dacă l-ai văzut zdrențuros, îl eviți. Dar dacă l-ai văzut că arată bine și e curat, îi dai măcar bună ziua. Îl saluți. Nu mai zic că dacă îl vezi aranjat și la cravată, îi spui, trebuie să mi-l fac prieten. De ce prietenea? Și când îl vedeam de la spate, fratele meu drag, îmi călca la 60 de ani, 60 ceva de ani, călca cămășuța. Îmi călca mie, să mă iertați, și underwear la mine trebuie să fie călcați. Așa sunt eu. Că mai calci pe bec și dacă calci pe bec, n-ai cum să te dezbraci. Că mulți arată bine pe deasupra, curați, parfumați, aranjați, și după aceea când se stinge lumina și după aceea nu mai arată bine, ciorapul, șoseta nu mai e ok, la sub soare nu se aranjează. Eu dacă vrei pot să mă dezbrac, ți-arăt cum sunt eu, sunt adevărat, nu, am crescut cu chestiile astea frumoase, educat bine, bun, și să-mi calce mie, tata să-mi calce mie kilotul, nu mă simțeam bine. Și am zis, dacă mă îndrăgostesc și dacă găsesc o femeie pe care am să o iubesc, am să mă însor. Nu neapărat că să-mi calce mie acum cam așa. Da, pentru că te îndrăgostise și că simțeai că trebuie era să ai drumul tău în viață. Să am, pentru că... Și așa ai găsit-o pe... Pe Paula. Și am găsit-o pe Paula, am ajuns să ne întâlnim, să ne iubim, să ne respectăm, să întemeiem o familie. Eu am ținut foarte mult la ea, să știi. Eu am ținut mai mult la ea decât ea a ținut la mine. De ce zici asta? Eu cred că și ea te-a iubit foarte tare. Păi da, dar acum iar am deschidem o discuție care e iar de la mexicanul Marian Nebunu, iar poate cineva mai învață. Iubirea, din punctul meu de vedere, poate greșesc, îmi fac mea culpa, este graduală, fratele meu. Și eu te iubesc pe tine. Știi că te iubesc? Dar pot să te iubesc 0,05%. Dar nu știu dacă pot să te iubesc vreodată până la 10, pe o scară valorică de la 0 până la 10. Poate ea mă iubea, de la 0 până la 2. Eu o iubeam până la 8. Pentru că întotdeauna există acolo o minimă care nu poți. Păi de ce crezi că, de ce spui chestia asta că tu iubeai mai mult? Adică cum îți dădeai tu seama? Din faptele omului, din atitudinea partenerului. Este simplu. Este simplu să-ți dai seama. Pentru că ați fost căsătoriți cât timp? 23 de ani. Crede-mă. Acum pot să spun și lucrul acesta. Eu la 17 ani n-am fost îndrăgostit de nimeni, n-am avut... o altă familie, ea înainte cunoscuse doi bărbați. Iar aici se implementează prima dragoste. Cine a zis că nu se uite niciodată n-a fost un om prost. Iar nu vreau să o supăr, asta a fost și viața ei, destin, noi avem fiecare un destin. Poate că mi-a spus, măi, omul, ești nebun și îmi scoți mereu ochii, că așa mai fac unii bărbați. Mai dă foaia înapoi așa, că, ca o carte, știi? Ia să vedem și trecutul, chiar dacă nu am dreptul. Nu am dreptul. Da, ăla cum? Da, ăla cu tare. Dacă, măi, omule, dacă aș fi știut că dau peste tine, aș fi stat cu minte și te-aș fi așteptat pe tine. Bun, dar aici a rămas ceva. Ți-a rămas asta, nu? Cătălin, dacă eu dorm cu o femeie în pat... Ți-a rămas că, de fapt, Paula, că tu n-ai fost primul bărbat din viața ei, nu? Evident că a contat lucrul acesta. Fac o paranteză. Ai văzut că mulți țigani dintr-o etnie de spuitori, de exemplu, aceia se iau de la 12 ani. Doamne, nu sunt de acord cu așa ceva. Doamne, am cântat. Dacă vrei cu mine podcastul, poți să faci 5 ani. Nu repet un subiect. Nu repet nimic niciodată. Eu sunt de acord de la 18 ani. Căsătoriile timpurii nu sunt ok. Dar au ceva, au un plus. Nu, din punctul meu de vedere, nu au timp să cunoască un alt partener sau mai mulți parteneri, fie domnul, fie doamna.
Și cu bune, cu greșeli, cu plusuri, cu minusuri, considerăm că așa, acesta este, face parte din normalitate. Așa arată o nevastă, așa arată o femeie, așa sunt toate. Da, dar tu îți dai seama, acum te contrazici, pentru că tu ești căsătorit acum cu o fată pe care ai cunoscut-o după ce și a fost la rândul ei cu a avut alte relații. Îți explic. Și acum asta nu te mai deranjează. Îți explic. Vezi? Îți explic imediat. Acei țigani, în etnia lor, rata divorțurilor, nu știu dacă este de 2 sau 3%. Dar asta nu înseamnă că aia sunt fericiți, nu? Sunt foarte fericiți. Crezi? Păi dacă n-ar fi fericiți, n-ar rămâne împreună. Păi cred că câteodată rămân și de frică. Nu de frica există. Părinților, de frica... Nu există, nu există. Maică l-ai luat, mănâncă-l acum așa cum l-ai luat. Nu există. Nu e. Dar vezi, s-au șmecherit toți. Ție ți-a rămas asta în cap, că domnule, eu m-am căsătorit cu Paula și eu n-am fost primul bărbat din viața ei. Dar acum tu te-ai căsătorit cu Ana și nu ești primul bărbat din viața ei. Asta și nu acum înseamnă... te mai deranjează, nu ți-a mai rămas la cap. Îți explic imediat. Asta nu înseamnă că generalizez. N-am generalizat. În mare parte, cam așa stă situația cu mintea unei domnișoare. Și nu numai a unei domnișoare. Ferească Dumnezeu ca eu sau tu sau... Nu le dăm, nu. Ca altcineva, ca un bărbat, să iubească, pentru că se spune că bărbatul iubește cu mai mult patos decât o femeie. Bărbatul când a apucat să iubească, ferească Iisus Hristos. Ferească Dumnezeu. Un bărbat, uite, eu mă duc la 100.000 de femei și mă întorc tot acasă la Ana. Dar Ana, dacă a plecat odată... A plecat de tot. A rămas acolo. Pentru că femeile se despar și emoțional. Și când atunci, se despart. Și atunci? Păi da, dar vezi cum ești tu. Tu ești pe principiu, bă, eu pot să mă duc la 100 de femei, că mă întorc tot acasă. Nu numai eu spun lucrul ăsta. Ea să nu se ducă. N-are voie. Dar ea să stea. Ea să stea. Dar eu să greșesc. Da. Vrei să te mint? Dar nu sunt numai eu, nu spun numai așa. Da. Băi, oprește 100 de bărbați pe stradă și întreabă. Bun, și cu Paula te-ai căsătorit și ți-a rămas în cap chestia asta. Bă, n-am fost eu primul care știi să fiu... Știi ce m-a făcut să cred lucrul acesta? Pentru că ea nu mi-a spus lucrul acesta. Știi ce m-a făcut să cred? Atitudinea ei. Și spun un singur lucru. În 23 de ani de zile, nu știu dacă m-a luat în brațe de 5 ori. De ce? Păi aia îi răspundem. Tu n-ai întrebat-o? Nu vrei să îi îmbrațe? Păi i-am zis... Pentru că mi-aduc aminte când v-ați despărțit atunci, că era foarte pătimaș și arăta că te iubește mult. Păi, fată, ia-mă și pe mine în brațe, că am venit de la nuntă și mi-e frig. Lasă-mă că nu mi-arde, sunt obosit. Bun. Vara, când e cald, păi, fată, nu mai ieși pe mine în brațe, ia-mă că mă simt bine, că s-au bătut țiganii la nuntă și mie încă am emoția aia, ce încă mi-e teamă. Că am mai trecut și până de astea, Cătălin. N-am fost numai la Montreux. Am fost și până bătăi, s-au omorât oamenii, s-au tăiat, s-au... Și asta, eu am... De-aia am și făcut atac de panică. Că eu sunt lăutar, eu nu sunt pe note. Bine, că am învățat note acum cu tine, o să-mi pui partitura așa că m-am învățat note. O să vedeți imediat, are și acordeonul, aflăm imediat despre ce e vorba. Și când pe note, tată, nu așa? Da, nu oricum. Bă, știi că talentul tău nu poate fi contestat de absolut nimeni. Și asta e clar. Cântând de la muzică de jazz, clasică, lăutărie veche, orice. Pentru că tu auzi și imediat știi să pui finețea aia în note și în ceea ce faci tu. O să vadă și oameni imediat, dar presupun că lumea știe cine e Maria Mexica. Dar eu m-am și documentat, să știi. Talentul este una. Iar a te documenta este cu totul și cu totul altceva. Să ai noțiune de melodii, pentru că eu am cântat și la Hilton vreo 3 ani, în tinerețea mea, și acolo trebuie să spui doar așa, bună ziua, aveți vreo preferință muzicală? Și omul spune, da, am. De unde sunteți? Păi sunt în Grecia. Vreau melodia respectivă. Deci trebuie să fii bazat când spui unei persoane de la Hilton, unui client, aveți vreo preferință muzicală? O să cântăm imediat să vadă lumea despre ce e vorba, dar stai să nu depășim momentul. Deci, Paula, nici vara nu te lua în brațe. Că a spus că mi-e cald. Că e vara cald. E cald, iarna o durea cap. Bun. Băi, și relația mergea bine ca să cu 2 copii. Mergea bine pentru că unul dintre noi iubea mai mult. Exact ce ți-am spus, iubire graduală. Tu nu te lași. Ești ăla care spui, băi, eu te iubeam mai mult. Și eu spun, tu ți-ai refăcut viața, nu și-a mai refăcut-o.
poate public. Adică tu spui că ea și-a refăcut viața? Domne, nu știu. Păi da, dar tu public te-ai dus, i-ai refăcut viața, ea nu și-a mai refăcut-o. Ea, după ce a divorțat de tine, a rămas o femeie singură. Așa știi tu și eu. Da. Păi acum vorbim pe ce știm. Pe ce știm, da, nu știm. De asta spun că sunt și iubirea ei a fost mare. Cătălin, n-a fost, mă, fratele meu, n-a fost, mă, că dacă mă iubea, cu iubirea nu te joci, dacă mă iubea nu mă gonea, pentru că ea m-a gonit, nu, ea, iar spun, fii atent. N-ai, mă, cum, într-o mare relație, fratele meu, pe bune, cu tot respectul, fratele meu, în momentul în care noi doi, ca și parteneri, ne iubim, da? Soț și soție. Da. Dacă eu am putere să te părăsesc pe tine, cu casă, cu masă, cu copii, cu mașini, cu situație bună, după ce am muncit să le clădim, dacă eu am putere să te părăsesc, să spun nu vreau să te mai văd niciodată, înseamnă că ori am pe altcineva, ceea ce n-a fost cazul ei, atenție, n-a fost cazul ei, ori m-am săturat de tine, nu mai pot să fac față, nu te mai iubesc. Și tu nu mai iubeai? Nu, eu vorbesc de ea. Ea a făcut pasul acesta. Păi, nu eu, pe mine m-a gonit. Mi-a spus, ia-ți acordeonul și pleacă în lumea mare. Păi am muncit și eu aici, vreau și eu ceva. Nu ai nimic. Tot ce avem este al copiilor. Și eu ce am? Păi ai o cămașă pe tine, ai mâini, picioare, acordeon, dar pleacă. Cătălina așa mi-a spus, pleacă, ieși. Și am ieșit. Pentru că și tu ai fost omul care în toată relația asta, probabil călcând de mai multe ori pe bec. Ea era obișnuită cu becurile. Ea știa? Pentru că le accepta? Nu le accepta. Nu. Dar sunt multe femei de vârsta noastră, bătrâne, bă, așa le zicem noi, bătrâne, care își păstrează familie. Cătălin, când vrei să ai familie și ai copii mai înalți decât tine, m-ai închis din ochi. Plus că acele becuri nu-i cauzau. Erau becuri de-astea care se stângeau, se aprindeau, se stângeau, repac! Păi repede! Da, o răneau sufletește. Pentru ea era o joacă, crede-mă. Știa ce are la ușă. Știa că sunt ca un avion care oriunde aș decola, tot de la bază mă întorc. Repede! Păi da, poate nu mai vrea să accepte chestia asta, știi? Atunci înseamnă că nu m-ai iubit atât de mult. Păi, deci tu spui că iubirea ei era maximă dacă accepta ca tu să te mai duci. Știi câți colegi de-ai mei... Pe stânga, în dreapta, să te întorci. Știi câți colegi de-ai mei au defecte mari? Și doamnele lor. Păi, nu suferă, nu suferă diferența. Da, înțeleg, dar asta nu înseamnă că e normalitate, știi? Dom'le, nu este o normalitate. Dar câte lucruri în viața aceasta sunt normale, normale și sunt respectate? Sunt făcute, legile la un moment dat sunt făcute câteva dintre ele să fie și încălcate și acceptate. Te-ai auzit ce se spune pe un popor? Ei, lasă, maică, tot la tine vine, maică, vezi, fii deșteaptă, ține-ți casa, maică. Când era vorba de o maică, spunea, a, da, să plece, dădea foc. Păi o mamă, bine că aici poate greșesc, de multe ori m-a ajutat. Mama soacră, fosta, de multe ori m-a ajutat. Și Mioara Linca, pace, nu? A făcut pace, da, aș vorbi cu păcat. Dar în ultimul timp, ea a fost cea care a zis, bang, 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 punem punct. Mai vedea că suferă pe fica ei, pe Paula, și a zis, bă, gata, nu hai să o fiu. Nu suferea, mă, frate, nu suferea de nicio culo, era fericită. Abia păi, tot ce place trebuie. Ție să nu lași niciodată de la tine. Păi ce să nu las când eu te iubesc? Au trecut 10 ani de când ați divorțat, nu? Da, și azi am avut discuție mare de tot și nu mă lasă deloc. De ce? Nu Paula, nu, eu cu Paula nu mai vorbesc. Nu ne vorbim de ani de zile. Nu mai vorbiți deloc? De ani de zile nu ne vorbim. Eu am luat hotărârea asta, nu mai vreau. Nu mai vreau să o văd cât trăiesc pe pământ. De ce? Asta 23 de ani căsătoriți, Maria. Pentru că nu a jucat corect cu mine, n-a avut suflet față de mine, față de tatăl copiilor ei. Trebuia să... Bun. Am ce am cu tine, din punctul meu de vedere, ca soție. Dar ca mamă trebuie să vorbesc cu tine și să gândesc un pic altfel. Copiii trebuie să beneficieze și de tine, de tatăl copiilor. La bordură dacă ești, bețiv dacă ai fi, tu trebuie să-ți înveți copilul. Mamă,
Dacă îl vezi pe tatăl tău acolo, ia-l, scutură-l și du-l acasă, pentru că este tatăl tău care ți-a dat viață. Adică tu spui că ea te-a îndepărtat de copiii tăi. Lucruri care n-am să pot să iert. Cât sunt aproape eu de Dumnezeu și fără, uite ce pun eu în față. Și nu de ochii lumii. Aici, în sufletul meu, îl port pe Iisus Hristos. Și sunt prieten și îmi vorbește mereu. Îmi vorbește și mă învață unde să merg, ce să fac, cum să fac. Crede-mă. Tu, practic, cu Edi, nu? Și cu Maria, nu mai ții legătura cu, nu? Nu mai țin legătura, sunt supărat tare pe ei, pentru că m-au părăsit. 32 de ani. Și Maria? 16 ani. Deci, ca să înțeleagă publicul tău, pentru mine, Edi este ochiul drept și Maria ochiul stâng. Atât de mult îi iubesc. Acum se va naște, peste câteva luni de zile va veni și Miriam. Nu știu care ochi, unde să mă... Trebuie să mai fac rost de un ochi. Dar, exact cum am spus, 10 copii dacă voi avea, pe toți îi voi iubi la fel. Ei, practic, n-au acceptat ușor faptul că tu o să devii din nou tată. Nu? De aici a plecat totul. Ar trebui să înțeleagă. Pentru că nu se pune la noi problema de bani. Că dacă am un pahar sau am trei sticle de apă, să rămână una acolo, una acolo. Ei nu sunt de cu banii. Nu au fost niciodată. Nu au pus banii în fața dragostei. E și ce-ți spun ei? Adică când așa ai zis că ai avut un meș cu ei? Sunt răi. Adică? Nu știu dacă sunt răi, dacă poate am fost mai acid acum. Ce ți-au zis azi? Sunt egoiști. Ce ți-au zis azi? Păi sunt multe evenimente care... Marian, vreau să vii cu Edi. Noi te vrem cu Edi să ne faci un program. E, noi cântăm de 3 ori pe săptămână, de când s-a aflat vestea cu Miriam. Fetița, că o să fii din nou tată, da? Că o să fii din nou tată, da? Dar nu pot să-i spun lui Edi, nu mergi cu mine la nuntă să-ți câștigi pâinea pentru nepoții mei. N-am cum. O sunt pe normea, la ora 4 să fie în locul respectiv, eu cânt cu fața spre nord, el spre sud. Nu cred. Pe cuvântul meu. Dar deci, nu pot... Deci tu practic nu mai ai legătura cu băiatul tău, cu fiul tău, tu vorbești cu fiul tău prin soția lui, cu nora sau ta. Prin Antonio, prin nepotul meu. Așa, și voi vă vedeți la un spectacol pe scenă și nu vă salutați, nu nimic, doar începe să cântați? Nici nu mă salut, nici vreau să-l văd. Nici tu, nici el? Îl iubesc parcă din zi în zi mai mult, dar nu vreau să-l văd. Pentru că iubirea mea e maximă. Deci nu poți să-l lași de la tine? Să-i spui, e băiatul tău totuși. A făcut o greșeală mare. Și am să ți-o spun. În momentul în care s-a aflat despre Miriam, Edi știe ce înseamnă Maria pentru mine. Maria este totul pentru mine. Este slăbiciunea vieții mele, Maria. Și el s-a dus și a spus, uite ce a făcut tata. În momentul acesta, ai terminat cu el. Eu mă ocup de tine, eu mă ocup de educația ta, eu mă ocup de cântări, eu mă ocup de tot. Ai terminat cu el, da? Uite ce a făcut, ne-a dat la spate. Păi bine, mă, tăticule, bine, mă, Edi, că tu ești un om, deci Edi e un om inteligent. Crede-mă. Și carismatic și talentat. Crede-mă, Edi e talent. Edi e talent din toate punctele de vedere. Nu că e băiatul meu, îl știți și îl știe o lume întreagă. Păi dacă ție îți merge capul, mă, tăticule, cum poți tu să-mi îndepărtezi mie copilul de mine? Supără-te tu, partea ta. Nu te băga. Poate Maria se împrietenește cu Miriam și vor să fie ca două surori, pentru că curge acelea sânge jumătate. Și tu, practic, nici cu Maria nu mai vorbești acum? Nu. Nu mai vorbește ea cu tine, de fapt? Nu mai vorbește ea cu mine, dar nici eu nu vreau să mai vorbesc cu ea acum, pentru că mă supără TikTok-ul ăsta, fratele meu. O văd mereu pe TikTok. Mor. Parcă am mai făcut la... Mor, crede-mă, am niște fixuri de la tata, de la mexicanul bătrân, dar sunt bune în viață. Nu suport unghiță, că este o domnișoară, că mai sunt și alte fete, că își mai acceptam când era mică, să-și pună astea noi acum. Gene, câți ani are ea? 16 ani. Face 17 ani. Da, dar e o vorbă, calul bun se ia din grajd, nu se ia de la târg. Trăim într-o târgul ăsta, probabil te referi că e TikTok-ul, nu? Unde da. Toată lumea e acolo. Corect. Dar asta nu înseamnă că nu sunt și oameni buni pe TikTok sau oameni... Sau asta nu înseamnă că trebuie să ai o altă părere despre Eu am o altă părere despre TikTok.
și o țin pentru mine. Eu n-aș vrea să am nici Facebook. Sunt niște lucruri grele pe care le duci tu, luptele astea acum și cu tine. Odată tu duci luptele astea cu mentalitățile tale cu care ai crescut și cu care ai trăit, da. Și în același timp și cu zilele astea din 2023. Prietenul meu drag și valoros, eu de la, cum ți-am spus mai devreme, eu n-am avut de la 12 ani, 13 ani, 14, respectiv 15 ani, eu n-am avut prieteni de seama mea, am avut prieteni, dacă ieșeam cu George Udile, ieșeam cu tante Romica Puceanu, ieșeam cu Siminică, ieșeam, tu îți dai seama că mie mi s-a împregnat în creier și în mintea mea o altfel de educație vis-a-vis de familie. Cred că, nu cred, cu siguranță este aceea adevărată. Da, uite, că ai zis că mi-ai explicat și chestia asta. Te-a deranjat că Paula, practic, n-ai fost primul bărbat din viața ei? Nu m-a deranjat, nu. Ai zis că ți-a rămas undeva în cap. Nu m-a deranjat faptul că a fost cineva, era normal. Pentru nu, că da, ți-a rămas în cap. Atitudinea ei m-a făcut să mă duc în trecut. Da, te-ai dus în trecut, de asta spun. Păi te-ai căsătorit acum cu o femeie care și-a fost măritată. Ana a fost măritată, nu? Corect. Ana a fost măritată. De asta te-ai căsătorit cu o femeie cu care n-ai fost tu prima dată. Și nu mai privești lucrurile așa. Bun. Și acum ai o viață, ai o familie, vine copilul pe lume. Îți explic acum. De asta zic, parcă nu judeci cu aceeași măsură. Adică vechea familie a judecat-o într-un fel, actuala familie nu mai judeci așa. Acum îți explic. Paula a iubit persoana cu care a fost înainte. A stat o perioadă. Ana Maria, persoana cu care a fost înaintea mea, a fost o joacă de copii, n-au locuit. Ea era în Grecia, el era în România. Se vedeau de câteva ori. Acea persoană a făcut-o să sufere și a avut o experiență negativă, urâtă și deja îi era frică să mai facă vreun pas cu vreun bărbat. Și acum vine gândul meu față de tine. Vezi că eu am un altfel de vorbă, dar trebuie să mă înțelegi că tu ești deștept, cap de crimă. Tu știi cum ți-am spus, tu ești cap de crimă. Bun. Mai contează trecutul, că nu trăim în trecut. Atitudinea noastră. Deci felul... Explică și la Paula, nu te mai interesa trecutul, dar atitudinea te-a deranjat după aia. Atitudinea. Dacă tu ești bună, dacă tu mă iubești, dacă tu mă calci, dacă tu mă mângâi, atenție! O căsnicie are nevoie de mângâiere. Poate lumea spune, bă, ăsta e nebun, vorbește de mângâiere. Nu! Eu vreau să fiu mângâiat, vreau să fiu alintat și la rândul meu te alint pe tine. Da, partenera ta, jumătate. Partenera mea o alint de 10 ori. Lucrul acesta... Adică iubire, dragoste. Lucrul acesta îl primesc de la Ana Maria. Că altfel nu aș fi rămas, Cătălin, aici. Că eu sunt de fel de profesie, eu sunt călcător pe becuri. Și ai mai călcat pe becuri în ultima perioadă? Nu. Nu, ce nu mi-ai întâlnit? Nu, nu. N-am mai călcat. Ce ai, măi, prietene, mă. Cu tot respectul, faci să zic. De asta zic, cu tot respectul, dar de ce ai călcat pe... Da. Nu, crede-mă, da. Nu, este o mare diferență. Este o mare diferență, ce aș fi spus. Dar simți că iubești altfel acum? Da. Acum e și diferența de vârstă, întrebă. Între tine și Paula, cât era diferența? Era în față, în plus, în viitor, da. Erau 4 ani jumătate. Deci Paula era cu 4 ani jumătate mai mare. Eram pe plus, da? Eram pe plus. Ea era pe plus față de mine. Cu 4 ani jumătate și acum sunt pe minus cu 19. Deci e mai mică decât tine cu 19 ani, Ana Maria. Da. Ea în mine, Ana Maria, vede și tată și mamă și tot. Și asta? Contează și chestia asta. Și asta îți dă ție putere pentru că știi că trebuie să ai grijă de ea, să o protejezi, să o... Sunt protectorul ei din toate punctele de vedere. Mă, eu nu sunt tâmpit foarte, foarte. Așa am mai puțin. Viața m-a făcut să văd lucrurile real. Nu blurate. Crede-mă. Deci ea eu spun ție aici doar câteva lucruri din viața oamenilor. Nu din viața mea. Suntem câțiva care suntem crescuți pe stradă. De mici. Ce înseamnă crescuți pe stradă? Pentru a-ți câștiga existența și pâinea. Trebuie să muncești astăzi, Cătălin, ca să mănânci mâine. Eu mai aveam părinți. Să zic, cum era Edi, deschidea frigiderul la mine și trebuia să-l deschidă între deschis, că cădeau produsele. Eu aveam un frigider
era la tăticul meu, Dumnezeu să-l odihnească, să nu se supere, era sexy frigiderul. Era gol. Era niște mărar. Jur că era de multe ori mărar. Lucrul acesta m-a făcut să iau viața în piept și să nu fiu fraier pe stradă, că oamenii sunt răi. Oamenii din... Cred că din totdeauna au fost răi, dar acum parcă s-au înrăit mai rău. Dacă au văzut că fac 2-3 lei, prima dată au uitat de părinților. Dacă au 2-3 lei în buzunar, băi, lui acolo, băi frate, ia-o ușor. Ia-o ușor. Că, uite și ce se întâmplă acum cu unii dintre colegii noștri. Au uitat de unde au plecat. Într-o secundă se pot întoarce de unde au venit. Într-o secundă. Nimic nu este al nostru. E bine să fii cu picioarele pe pământ întotdeauna, indiferent ce ar fi și prietenul ce meu, s-ar întâmpla. Tot ce avem sunt daruri de la Dumnezeu. Dar. Daruri de la Dumnezeu. Trebuie să-i mulțumim tot timpul pentru ce avem. Pentru că Dumnezeu dă, Dumnezeu ia. Și ne poate lua într-o secundă și atunci spune, Doamne, iartă, m-am greșit, știi, nu mai fac. Cu Dumnezeu nu merge, știi, Doamne, nu. Dumnezeu trebuie să fii drept. Dar ai fost mereu credincios? De când m-am născut, eu l-am visat pe Dumnezeu. Eu știu cum arată Iisus Hristos, eu știu cum arată Dumnezeu Tatăl. I-am văzut în vis, așa, nu apare nimănui. Și cum s-a întâmplat? La nouă, nu știu, și știi că de multe ori mi-o este teamă să vorbesc, că poate Dumnezeu nu-mi permite să spun lucrul acesta. Sunt niște chestii care eu l-am visat pe Dumnezeu, pe Dumnezeu Tatăl, pe tronul împărăției. La 9 ani nu știam cine e Dumnezeu, nu știam ce înseamnă Sfânta Trăime, nu știam ce înseamnă Iisus Hristos, nu știam cine este Fecioara Maria, nu știam. Dar eu am visat aceste personaje și i-am spus mamei, mama, am visat un împărat pe tot cerul, pe un tron, cu coroană regală și cu picioarele pe pământ. Deci din cer până în pământ era. Hai că-ți spun, nu s-a supărat Dumnezeu pe mine, cred că e bine să spun lucrul acesta. Și îmi vorbea cu tată. Tată. Atâta țin minte, nu mai știu ce mi-a spus. Dar știu că mi-a spus tată. Știi că la un moment dat te trezești și visele nu mai sunt. Și că dacă te uiți pe geam, dispare și nu știu ce am făcut. Dar știu foarte bine. După aceea l-am visat cu Iisus Hristos. La mormântul părinților mei era Iisus Hristos răstignit. Pe aleea părinților mei, unde sunt acum îngropați, o lumină mare, o lumină, nu puteai să te uiți. Dar la un moment dat am putut să văd când mi-a făcut semn Iisus Hristos cu capul către mormântul părinților mei și mi-au spus acolo, și mi-a spus, m-a făcut să înțeleg, acolo este tot ceea ce îmi doresc eu cel mai mult și dacă am o rugă să merg acolo, că părinții mei mă vor ajuta de acolo de unde sunt ei. Și le cer de multe ori ajutorul? Eu tot ce am, mă duc la părinții mei și stau de vorbă ca un nebun cu ei. Te duci la cimitir și stai cu ei de vorbă? Evident. Stau de vorbă cu ei. Dar știi ce vreau să te întreb? Uite, mai sunt lucrurile astea care se bat cap în cap. Când ești credincios și crezi în Dumnezeu, în același timp știi că există și păcatele. Și călcatul ăsta pe bec intră în contradicție cu credința în Dumnezeu. Îți mai spun ceva. Se spune că Dumnezeu ne iartă de 70 de ori câte 7. Deci nu mergi pe principiul ăsta? Nu. Am greșit, las că știu că mă iartă. Nu, nici de cum. Nu vreau nici să zâmbesc, nu. Cel rău, din punctul meu de vedere, unde vede iubire între mine, copilul lui Dumnezeu și Tatăl Ceresc, se bagă. Îi place să bagă, să se bage cu codița, să facă rele. Și de aceea eu mai merg și mai spar cât un bec. Că îți dau cuvântul meu de om. N-aș vrea în viața mea. Și am lângă mine acum femeia aceasta care mă iubește, mă divinizează și eu o divinizez la fel. Ana Maria pentru mine la ora asta este sprijinul meu din toate punctele de vedere. Eu n-aș fi vrut să mai vorbesc niciodată de trecutul meu.
Dar tu faci parte din trecutul meu. Exact. N-am cum. Câteva luni bune chiar, da, la un moment dat. N-am cum să nu vorbesc. N-aș, da, vrea, dar există această entitate negativă care își bagă coata. Mă ia și mă duce, mă, frate. Deci tu n-ai vrea. Ți-am dat cuvântul de onoare. Deci n-aș cu vrea. Forța te aia și te duce și mai spargi pe bec. Mă ia cu forța, dar mă ia pe sus. Nu, aici chiar am glumit și sunt, da, știu că sunt păcătos. Știu că sunt păcătos. A doua zi mă duc la biserică și mă pun în genunchi, fac mătănii și spun: Doamne iartă. Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă. Doamne iartă-mă că se pot lua de la început. Da, recunosc și pun capul în pământ. Pentru chestia asta pun capul în pământ. Știu că sunt păcătos și sunt vinovat. Da, uite, ai spus că acum Ana este, Ana Maria, soția ta, este sprijinul tău, e tot. Este tot pentru mine. Chiar dacă o să audă copiii mei, sunt destul de mari și ei iubesc pentru Maria. Dar cred că e altfel de iubire. Sunt odată iubirea de copii care nu o poți compara niciodată cu iubirea de părinți. De și soră, cu de frate. De... Exact. De... Da, sunt iubiri diferite. Da. Dar pe Ana Maria îți spun sincer și nu o spun de complezență că o să bată ea lucrul ăsta. Nu, că eu acasă sunt bărbat. Am pantaloni. Crede-mă. Am fost o căsnicie de 23 de ani, dar am purtat fustă. Crede-mă. O iubesc enorm și o respect mai mult decât toate. O respect. Și mai aveam momente în care zbiram la ea, o certam. Am jurat nici măcar să nu mai cert. Dar de ce făceai treaba asta? Pe ce? Profesional sau? Sau nu, de la ce vă luați? Nu, nu, nu. Tot problemele cu copiii, cu banii, cu una, probleme ale casei, problemele casei, că știi că te mai cerți. Și ea, dacă mai spunea un cuvânt la mine, eu aveam nevoie măcar tu să mă înțelegi, dacă din partea altă primesc numai furtuni, măcar tu înțelege-mă. Și mai avea și ea momente când claca și m-a ridicat unul la mine. Și atunci ridicam tonul unul la celălalt și nu ne mai înțelegeam. Și am văzut că am mâhnit-o și am supărat-o și am dezamăgit-o și am jurat că niciodată n-o să mai supăr. Am jurat. Atât de mult respect pe Ana. Și o să devii iar tată, de asta ți-am zis, o să vină Miriam pe lume. Foarte frumos. Știi ce a vrut să spune? Lasă-mă să spun lucrul acesta. Aveam 19 ani și s-a născuse Paula. Și eu am zis așa. Paula? Mă duc în trecut. Da, nu, da. Merg în trecut. Aveam 19 ani. Ok, și născuse Paula. Și născuse Paula. Prima eu în timp, da, eu în timpul acela stăteam, la 20 de ani mi-am cumpărat case. Case, după aceea și nu mai era nevoie de ajutorul nimănui. Dar în timpul ăla cât era Paula însărcinată, avea nevoie de ajutor, de ajutorul fostei mele soacre. Și stăteam acolo. N-aveam nici casă. Cu tata nu puteam să stau. Eu am vrut să stau tot timpul, să fiu bărbat, să stau decât cu soția mea. Și când s-a născut Eddie, am spus: vai, cum să cheme pe băiatul meu? Vreau să-l cheme, stăteam de vorbă, era cu el așa în brațe cu Ediță, Marian Junior. Și fosta mea soacră a spus: cum? Păi eu dau numele la primul meu nepot. Stați puțin, doamnă, că e puțin copilul meu. E un pic copilul meu. Alo. Eu da. Și cum ați vrea, doamnă, să-l cheme pe copilul meu? Eduard. Al 14-lea sau al 15-lea? Acum 32, dar acum se mai poartă cu Eddie. Da. Acum, Eddie, Eduard. Dar acum 32 de ani, Eduard. M-am uitat la Paula. Adică... Lasă-mă că e mama. Și unde vreau să ajung? Când a rămas însărcinată. Și a rămas Eduard al 14-lea. Așa a rămas. Bun. Și ajung acum. Dacă e băiat, vai de capul meu. Dar ea, neștiind lucrurile acestea din trecutul meu, că nu pot să-i spun chiar toate, tot ce mi s-a întâmplat mie. Păi, dar nu trebuie să mă întreb dacă este băiat, îl cheamă Marian. Aici ego-ul tău, mândria ta a fost. Gata, mă. Asta e. Și dacă e fată, și ea a zis, nu putem să mai punem tot Maria, pentru că ai o fată, Maria,
și pune Miriam, care m-am interesat. Miriam în ebraică înseamnă tot Maria, tot Maria, dar este în ebraică Miriam și înseamnă iubită de Dumnezeu. Și a zis, boss, așa rămâne, cum vrei tu. Și să-ți mai spun ceva. Ea trebuie normal să nască cam pe 25 decembrie, atunci se împlinesc de Crăciun, de Crăciun, 25-28. Doctorul a spus cam 25-28. Da. Și ea a spus așa, vreau să fac cezariană și să nasc pe 16 decembrie, exact de ziua ta de naștere. Și atunci, cum să nu iubești un om care vezi că te iubește? Pentru că noi, bărbații, nu vrem foarte multe de la o femeie. Dar te-ai gândit câteodată chestia asta, născut în aceea zi, că poate să fie și o problemă? Nu. Pentru copil? Nu, o spunem, mut naștere. E mândria ta și e normal. Copilul, la un moment dat, da, sărbătorește ziua de naștere cu tine, da? E un moment de fericire și de bucurie. Da. Nu trăim veșnic. Corect. La un moment dat, tu nu o să mai fii. Corect. Și copilul atunci nu se poate, mai poate bucura de ziua lui de naștere, pentru că este și ziua tatălui pe care l-a pierdut. Depinde cum gândește, depinde cât de mult mă iubește. Iar vine iubirea ta graduală. Eu sunt cu termometru după mine. Da. Și poveștile lui Maria. Dar știi ce? La un moment dat se spunea că tu te-ai căsătorit cu Paula și din interes. Că ea era cunoscută în lumea muzicii de petrecere. N-avea nici țigări când am luat-o eu. Să fiu al dracon, că sunt la tine la televizor, la Măruță, dacă avea nici țigări în buzunar. N-avea nici casă, n-avea nici nimic când am luat-o eu, ca să știi. Dar erau celebri, adică familia Lincan. Pac. Asta e cu totul și cu totul altceva. Păi da, de asta. Îmi place cum cânți, că ai o valoare profesională. De asta, adică erai îndrăgostit de numele lor, de valoarea profesională. Și ai zis, bă... Nu. Mă căsătoresc cu Lincan... Fratele meu, îți dau cuvântul meu de onoare... Devin cunoscut. Țigănesc. Jur că n-a avut nicio treabă. Eu m-am îndrăgostit de ea ca și femeie, că a fost o femeie minunată, o femeie superbă. Nu, am stat cu chirie... Na, ca orice familie. Eu nu zic că pentru bani, pentru faimă, pentru nume. Nu, pentru că eu eram puternic la 18 ani. Poate ți se pare că spun, nu știu, întreabă pe cine vrei din lumea noastră a lotăriei, la 18 ani eu eram cunoscut, aveam nunțile mele, câștigam bani, la 19 ani mi-am luat casă pe banii mei. Deci lucrurile mergeau... bine în privința asta. Boierule, despre ce vorbim? Nu, a fost iubire, de aia ți-am spus și mai devreme că eu am iubit mai mult în relație decât ea. Este simplu. Cine asta are... și place ție să zici mereu și știi că asta o deranjează, păi, place, și pe ea. Îmi place să mă pun jos, nu? Păi nu, dar îți place să faci un pic pe victima. Bă, eu am iubit-o, eu am dat totul, nu, dar uite, am plecat sau nu știu ce. Eu nu sunt femeie, frate, crede-mă. Nu sunt femeie să mă apuc să plâng pe aici și să fac pe victima să zic că lumea... Asta, oricum s-a întâmplat, Mariana, acum 10 ani, crede-mă, ați divorțat acum 10 ani, nu. Acum poți să vorbești mult mai relaxat și eu, mai degajat despre treaba asta. Eu am iubit-o mai mult. Eu am iubit-o mai mult decât m-a iubit-o pe mine. Nu mi-a arătat, nu, și îi mai spuneam, uite, eu vorbesc, sunt înregistrat și ce spun acum, s-o suni. Măi, Paula, mă, vreau să mă îmbrate, să simt că mă iubești. De ce nu mă iubești? Lasă-mă că eu semăn cu tata. Tata era rece. Așa era tata. Ce să-ți fac dacă semăn cu tata? Aveam vorbe ce să-i spun, dar sunt fermoar. Cum să-i spui unui bărbat că semăn cu unchiul? Era rece. Da. Iar eu dacă nu mă învelesc cu partenerul meu de viață să pun capul, să pun zața, păi, eu mor. Și tu, iubitor, de asta zic. Adică, cu tot respectul, îți place să fii învelit și să învelești. Păi cum să nu... Cui nu-i place să stea lângă persoana pe care o iubește? Pentru ce? Acolo e bateria noastră, acolo ne-am încărcat. Corect. Și plecăm după aceea, o luăm, măi, Cătălin, eu am fost chinuit, mă, nu ca tine, mă, tu te-ai născut vedetă, mă, tu ești boier, de când nu, erai tu la TVR-ul 2, cu până aveai tu părul la mare, de când, măi, și de când te știu eu, măi, Cătălin, mă, de 800 de ani. Eu când am venit în București, stăteam la un cămin de nefamilie și tot așa, că n-aveam unde să stau, la Bobocica. Da, dar eu te-am văzut la televizor, păi diferență văzut mare. Direct la televizor. Te-am văzut vedetă, frate. Exact, și te-am văzut pe tine direct, Maria Mexicanu, da, celebru. Da. Celebru. Din toate evenimentele astea pe unde ai fost peste tot, care e cea mai nebună nuntă sau cel mai nebun eveniment unde ai cântat și a fost ceva de film?
Păi sunt atât de multe încât nu... Unul ăla care n-ai cum să-l uiți niciodată în viața ta. Băi, am să spun. Îți dau cuvântul meu, domn, că ce spun este adevărat. Am să vorbesc așa, cu perdea și voalat. Da, nu dăm nume, dar... Nu, vrei să mănânc chiar picant? Nu. O mireasă. Da. S-a măritat cu un străin. Nu pot să spun din ce țară, că să zicem așa, din China. Nu era din China, domnul, generică, nu era din China. Da, aici, la noi, din apropiere, din Europa. Și a zis, mă, eu m-am mărit din interes. Sunt țiganca mărâtă, l-am găsit pe ăsta, o să fiu șmecheră. Dar eu vă iubesc pe toți, mă. Cine era atunci? Orchestra. Trebuie că spun. Fostul meu cumnat, Gianni. Gianni Lincan. Leonardo lui Virginica, mare basist. Tony Ciolac, care cântă cu Salam acum și prietenii mei. Și Florin cu chitara, care e la New York acum. Băi, când se fură mireasa. Ea cânta cu voi? Nu avea nicio treabă, frate. Voi erați invitați să cântați la nunta ei. Da, frate. Da, și ea v-a zis... Când se fură mireasa, vreau să mă furați toți. Și eu vreau ceva de la voi toți, odată. Că mâine plec să fiu plec fericită. Am zis că glumește nebună. Jur. Nu știu cum am căput toți într-o Daci. Vorbind acum 25 de ani. Frate, știi cum face Dacia cu noi? Așa. Am zis că s-o rupe Dacia. Leonardo al lui Virginica, Dumnezeu să o odihnească, era mai gras, era mai gras rău. A distrus mașina șoferului, că înainte nu eram că să avem mașini personale. Aveam șofer. A trebuit să cumpărăm altă mașină. Vă dau cuvântul meu, domn. Când a plecat mireasa de acolo și s-a dus, a venit, gata, marșul, nu primirea. Da, da. La noi așa se spune, că e pleacă omul sau că vine, marșul. Da. Marșul, că au venit invitații. Da. A venit socrul mic, marșul. Tărăgă, ram, tam, tam, gărăgă, vine mireasa. După și ce fusese furată. Am venit! De ce era? Crede-mă. Cum să fac eu, mă, că dacă pui mâna pe telefoane acum, sunt mulți care îți vor confirma lucrul acesta. Deci, una dintre ele. Alta, am cântat cu Adrian, hai să-ți mai spun ceva. Am cântat cu Adrian, cu nașii mei, cu unul din nașii, Adrian, copilul minune, nu vreau să mai spun copil, că de seamă cu mine. Adrian Minune, pe care îl iubesc și îl stimez toată viața mea și el pe mine la fel. Am cântat în Italia. Pe cine luăm cu camera? Ce spun țiganii? Acum nu e o problemă. Bă, frate, noi vrem și noi un cameraman de la ProTV, că noi suntem, avem bani. Pe cine cânta? Iată, atunci era Teo. Da. Eram la Teo. Cine era? Jur. Să fiu al dracu, na, cățeam. La Teo era prietenul ăsta al nostru. Trafalet? Cum Trafalet. Trafalet sau trandafir? Trafalet, prietenul. Da. Ai și la pensie, poți să zici orice de el, e ok. Acum două săptămâni. Sunați-l pe Trafalet după ce plec de aici, să-l sunați. Domnul, l-au recunoscut țiganii. Adrian, ia-ți bani. L-a cerut Adrian Moia, mă, l-a duce pe Trafalet de la plăte. Nuntă de 1000 de persoane. Corturi. Până la acolo, până în Italia, până la Firenze, nu știu pe unde cântam. Nu știu ce s-a întâmplat cu mireasa, că nu mai a fost mireasa cum a trebuit. S-a întâmplat în mijlocul actul sexual, s-a întâmplat în mijlocul evenimentului. Da? Se numește Măzărică Măzărea, să ții minte. De la fratele tău. Măzărică Măzărea. Când auză Măzărică Măzărea, înseamnă că e vorba de ceva aiurea. N-a fost cum trebuia mireasa. Adică nu... N-a fost domnișoară. Acum, cine crezi tu că s-a luat la mare omor și la bătaie o nuntă de 1000 de persoane? Neamul Mirelui cu neamul Miresei. Ma. Când au început, erau sifoanele alea, cum se spun, cu... Da, da, cu plasă. Cu plasă. Știi câte periculoase erau sifoanele alea? Cătălin, zburau sifoanele pe lângă noi și țigâncile, femeile, ele aruncau. Bărbații pusese mâna pe cuțite, pe dalea, adică femeile pusese mâna pe sifoane. Bombe, fratele meu! Bum, bum, bum! Fratele meu, îți dau cuvântul. Deci erau două tabere.
Ai toată mirese? Nunta, s-a omorât toată nunta. Păi mireasa cu generică. Tu dai seama, 500 cu 500. 500 cu 500. Unde crezi tu că era trafalet? Când a ieșit omorul ăla, eu m-am băgat sub țambal. Deci tu, sub țambal. Eu m-am băgat sub țambal, acolo m-am băgat sub țambal. Trafalet era, erau corturi de alea, dar corturi, bine, bine. Trafalet al meu era, la unde duse drumul, că era camera aia bună. Da. Era camera bună și nu iasă nenorocit că trebuia să o plătească. Era sus pe cort. Bă, a simțit, bă, trafalet, că trebuia să vadă tot evenimentul, adică vrea dar să aibă filmă un cadru general. Și camera? El e profesionist. Uite aici camera, o băgase așa? Să spargă camera, că era greu de plătit. Băi, stătea ca o maimuță, mă mâncaia sufletul lui, se ținea de o bară de-aia pe acolo. Adrian, săracul, nu mai știu, cred că era și el pe top, pe lângă trafalet pe acolo. Adrian, tot la fel. Deci, și cum s-a terminat? Adică... Păi am stat acolo până s-au omorât ei. Și când s-au omorât... Cine a câștigat până la urmă? Ce știu eu, am văzut pe cineva că eu am deschis un ochi vreo două ore de sub țambal. Păi știu eu, mă, frate, cine a câștigat, mi-ar dea mie. Am plecat fără bani, fără instrumente, ar lăsa acordeonul acolo, instrumentele. Ce s-a salvat în toată nunta aia a fost camera... Lui Trafalet. Lui Trafalet. Sunt reale poveștile astea cu bătăile la nunți de multe ori, nu? Fratele meu, erau înainte, acum nu mai sunt. Nu mai sunt. Acum, dacă ferească Dumnezeu, dacă e să ceapă, sunt cu pac-pac-pac-ul de alea amenințări. Acum e mai greu, pentru că cine strică nunta trebuie să plătească, nu prea le mai convine. Bă, ai stricat, ești bun de plată, alte, sunt alte socotele acum. Alte socotele. Și ai mai avut întâmplări de astea? Am avut, fratele meu, dar multe. Cu bătăi am văzut și crime. Nu cred. Pe cuvântul meu, atunci am făcut primul atac de panică. Adică? La Craiova. O nuntă, sobor mare de lăutari pe scenă. Nuntă mare, rău de tot. Nu vreau să spun unde, că nu vreau să vorbesc. Locația și locul și, în fine. Și văd la un moment dat un țigan înalt. Știu și cum îl cheamă. Eram prieten cu el. A murit acum. Trecând pe lângă, erau înainte corturile cu becuri, dar nu becuri de-astea care ai tu, astea șmechere, nu? Da, da. Becuri de-alea care se strângeau numai muște la ele. Da, da. Dar erau niște becuri cu o lumină de-asta mai așa, nu știu cum, ăla, galben, ăla cel mai mare, la unde scria bine ați venit, era un bec de la mai mare, rău de tot, cu o... Neon din ăla. Neon, mă, deșteptule. Pe neonul ăla veneau toate muștele posibile și mai țânțari, ne-au omorât. Pusese prima dată o orchestră lângă neon și am spus, nu, puneți-o mai încolo, că murim, nu vedeți aici, că nu putea să cântă Ștefan de la Borbuliști, la vocea cum cânta. Și ce cânta? Of, of! Dacă făcea of, of, intra șapte muște în gură imediat, fără probleme. Puteți, îți trebuie mască de asta, pe timpul, acum, cum suntem noi. Am mutat orchestra mai încolo, la jumatea cortului. Și văd... Mie mi-a plăcut că avea o cămașă frumoasă. Și erai cu ochii pe el. Nu eram cu ochii pe el, Doamne. Adică l-ai văzut și... Mi-a atras un pic atenția cămașa. Era mai colorată. Era un roșu aprins frumos așa, printre multe cămăși albe și multe negre. Roșu la parcă mi-a atras atenția. El ce avea? Avea, fratele meu, și acum s-a zbălit pielea pe mine. Avea un cuțit așa. Și lama... Nu știu cum a făcut lama aia, în lumina reflectoarelor mi-a bătut mie, așa ca o oglindă, în ochi. Și am zis, mă, ce mi-a bătut? Și văd că se îndreaptă spre nașii, cum ar fi, că nașii întotdeauna sunt în capul cortului. Masa prezidențială. Prezidențială, cum ar fi, prezidențială. Da. Masa cu gândaci și cu mira înainte și cu muște. Da. Da. Masa prezidențială, cum ar fi, da? Și văd lama... Băi, o lama atât, fratele meu. Și mă uit după el. Ștefan cânta de zor, cânta de ascultare. Când se cântă de ascultare la țigani, sunt subiecte de șmecherie. Sunt subiecte de grave și atunci se umflă mușchii pe oameni. De aceea... De sensibilitate, nu? Nu de sensibilitate, de șmecherie. Uh-huh. Și atunci că era de sensibilitate, era bine, nu mai ieșea bătai. Un om când se sensibilizează, plânge, și-a iubita la cărciuma din cartier sau o melodie, iubirea mea rămâi doar tu, nu să mai umflă mușchii pe om.
dacă când sunt șmecher numărul 1 și dai drumul la manelele astea și dai drumul la... Deci muzica te duce în anumite stări. Și atunci cântam și Ștefan cânta de la Burbulești, cânta o melodie de dușmani. Când aveți ce să-mi faceți niciodată și ce text avea el acolo și atunci a zis ăla, gata, acum îl fac. Și-a adus aminte ce a făcut ăla de acolo, încă n-aș mai. S-a dus fratele meu. În mijlocul nunții. În mijlocul nunții. Unul, noapte era. Și văd așa că scoate cuțitul și îi bagă unuia care mânca sarmale. Îi bagă cuțitul în cap. Și cât a durat să-mi dau, să realizez ce am văzut? Cred că vreo 4 secunde. Și atunci au început femeile. Zbiere-te, zbiere-te, Doamne, ferească Dumnezeu. Și a ieșit un omor. Și atunci am sărit să-l întrebați pe Ionică, minune, nașul meu. Și era un gard 2 metri în spatele, lângă cort. Cortul era pus lângă un gard. Știi în cât timp am sărit gardul și eu și Ionică? 3 secunde, zicei că suntem pitbull. Ne-am ascult după gard. Pe cuvânt. Și de atunci atac de panică. Fratele meu, e unul din motive în care, unul din evenimente. L-au omorât acolo, pe loc, nu? Pe loc, da. Pe loc, da. Eram altele grele, erau de tot care nu. Mai grele decât astea? Mult mai grele. Dar zi-ne de la pe veselie. Ce e? Să, băi, pe veselie, ce să zic? Ți-am zis aia cu mireasa care a fost, cu 5, n-a avut ce să facă cu noi, 5-5. Ne-a aruncat la gunoi. Dar vreo altă mireasă care a fugit de la nuntă, n-a mai venit sau ați avut momente de astea? Sau alte întâmplări? Nu mai știu, că sunt foarte multe, foarte multe, foarte multe, foarte multe. Foarte multe. Eu o să vreau să mă pui la anumite încercări. Să mă trimiți în toată lumea asta când o fi să iau acordeonul. Păi luăm, să și cântăm. Să mă trimiți în mai multe țări. Domnule, vreau să-mi cânt în țara respectivă. Dau de acolo o melodie, două. Da. Adică o să facă așa un potpuriu puțin așa muzical, să cânt cât o strofă și un refren, cât o strofă și un refren, că de exemplu dacă mă trimiți în... Păi hai, ia acordeonul, că l-ai aici. Și apoi, oricum continuăm discuția, dar până e tu acordeonul, da. Eu vreau să mă comand ceva prin Bringo. Sunt partenerii noștri de la Carrefour și tocmai de aceea avem o aplicație, iar dumneavoastră în descriere găsiți aplicația. Puteți să o descărcați, Bringo, oameni buni. În 90 de minute oamenii ăștia vă duc acasă tot ce aveți nevoie, fără absolut nicio problemă. Ce trebuie să știți este să comandați. Bringo, perfect, stați acasă, liniștiți pe căldura asta, nici nu mai plecați, vă aduc livratorii tot ce trebuie. Ciucă, ce vrei să-ți iei? Eu la fasting vreau niște piept de pui și ceva salată. Perfect. Greblă? Eu vreau pepene. Roșu? Mamă, bun. Tu, pozaș? Ton. Bun. Bravo. Suntem așa, pentru că aici găsești absolut orice, oameni ăștia ți-aduc de la Carrefour tot ce vrei și nu numai de la Carrefour, ți-aduc și mâncare gătită, este senzațional ce se întâmplă. Bag și eu tot așa niște pepene roșu în perioada asta că merge brici. Luăm și niște Aqua Carpatica pentru că sunt partenerii noștri de atâta timp și noi avem apă minerală de șpriț. Trebuie să luăm Aqua Carpatica de șpriț. Da. Și uite, sunt și aqua asta cu lime, cu piersică, apă foarte, foarte, foarte interesantă, de la Aqua Carpatica, foarte gustoasă. Așadar, gata, am făcut comanda pe Bringo, mulțumim mult de tot și Marian, în timpul ăsta, și-a instalat microfonul, cu tot respectul, să cântăm un pic așa din toate țările astea, pe unde câte țări ai văzut până acum în viața ta? Nu știu, multe. Dar ai văzut, nu? Multe, 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 multe. Păi, în primul rând, dacă am stat numai în America și am văzut America cam toată, de la un cap la celălalt, am stat 5 ani, numai acolo. Perfect. Și atunci haide să facem în felul următor. Du-mă în Europa, du-mă unde vrei tu, spune-mi ce țară, unde vrei tu. Perfect. Păi hai să începem cu Grecia, nu? Că tot... Cu Grecia. Tot e perioada vacanțelor, mă, Mariane. Da, iar imediat. În Grecia, în perioada vacanțelor, parcă n-ai cum să nu te duci în Grecia, nu? Încep cu o melodie mai veselă. Thank you.
Și acum vă imaginați oameni buni despre o tavernă în Grecia. Tzatziki! Mai este o melodie de dragoste. Eu cânt, am pot să cânt un program de muzică grecească, am învățat mai mult și cu Ana, o melodie care se numește Aporomemena. Melodie de iubire. Ia uzi aici. Să intrați pe internet să o vedeți. Să ascultați. E de dragostea cum venit, cum îți place ție. Îmi place mie. Altă țară. Altă țară. Spania, mie îmi place Spania mult. Alo. Asta e. Toreadorul. Atmosfera unde asta de vacanță, ia uzi. Acum ești în Spania. Asculți podcastul nostru, dar ții ochii închiși și ești în Spania. Mai când în Spania ceva sau mă duci în altă parte? Haide să mergem în Franța. Fim, că ești pe dragoste aici. Franța. Asta e, mă. Ești pe la turnul Eiffel acum. Mă plimb. Ce viață. Ce frumos, ia uite. Lasă-mă, fii atent. Melodii boierești la boema. Când am zis de Franța, adică când pot să cânt o oră și ceva fără să repet melodie. Hai, trimite-mă repede în altă parte. Italia. Merg, vacanță, aici, știi cum e, vrei să fii și în Italia. Și aici depinde, vrei Carmen de Bizet, vrei tarantele, ce vrei, că Italia e ce frumos. Ce vrei tu, ce îți place ție? Să fie așa, să-ți meargă la suflet. Auzi. Asta e. Oh.
acum cei care urmăresc podcastul sunt în Italia. Și dacă ajungem în Germania, cum e? Asta în Germania, da? München. Hop. Unde mă duc? Gata, repede, trec. În Rusia. Rusia. Altă țară. Haideți să mergem și în Israel. Mamă, ce program am pentru Israel, Ialus, fii atent. Ce nu este foarte cunoscut, se numește... Nu, dar tu ce ai cunoscut până ai cântat până acum, e cunoscut și reprezentativ, adică te gândeai direct acolo. Bun, hai să cânt ceva cunoscut. Pentru că acest podcast va ajunge și în Israel, o melodie care se intitulează... Care e capitala Israelului la Dumnezeu? Ierusalim. 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 Doar spicuiesc așa, dar când aud Idișe mamă evreii și Ierusalim, te rog să mă crezi, dacă sunt înfometați și atunci, după o zi și o noapte, a ajuns mâncărica la ei, nu mai mănâncă, să răcește. Respectă și iubesc melodia asta și melodia asta. Doamne, am uitat iar și am fost în Israel. Am uitat cum se numește. Capitala. E la Ierusalim. Ierusalim, da. Așa se numește melodia aceasta. Bun, mai departe, hai. Haideți să vedem. În Ungaria? Leo, la mine acasă, Doamne. O ținite la mine acasă, Doamne. Ne suntem în Budapesta acum cu Marian Mexicanu. Podcastul ăla de vacanță. Thank you.
Pentru că muzica unește oamenii, e altfel. Ucraina, băi, cred că ea sunt tot rusește să cântă și acolo. Da. Cred că tot aceeași treabă și în par, nu cred că există... Cred mă gândeam că poate ai ceva specific de acolo. Băi, na. Haideți să vedem unde să putem să mergem în Turcia, tată. Turcia, hai, mă, Turcia, mă, Turcia, e. Istanbul, iauzi. Orice improvizație merge de acolo. Mi-aduc aminte că era o melodie reprezentativă. Stai puțin. Da, auzi. Deci acum trebuie să fim cu gândul în Turcia. Ia să vedem. Auzi în Turcia, tata. Ia. Bagă un spris, te rog frumos să-mi te rog frumos. Fericit. Hai. Ia zi. Stă-mă, uite așa pe minerală. Altfel merge treaba. Dar de la prietenii noștri sârbi ai ceva? Pentru că multe melodii sunt inspirate și din partea Serbiei. Asta-i sârbească? Urgeală. La cererea publicului, Scoția. Scoția. Hai că mai avem, ai zis că să te ducem prin toată lumea asta. Am crezut că e muzică din Banat asta ultima. Da, păi e, nu, păi e din Banat. Sârbească, nu, a fost sârbească, sârbească. A fost sârbească, dar acum e din Banat de-a noastră, că s-a luat de acolo. Un colo, colo sârbească s-a numit, colo. Da, da, colo de asta zic, multă muzică din Banat și asta este influențată nu, de la cu, sârbi. Da, cu Scoția asta și am cântat cu Nigel Kennedy o grămadă și am cântat numai scoțiene, dar nu mi-a rămas una în cap. Nu. Dacă să cânt, vrei să te mii, decât să cânt și să nu, că mă vede o lume întreagă, că sunt la Măruță și nu vreau să zic că, bă, ce-a făcut asta aici, a făcut da. O băcănie. Hai să vedem, zi, ce mai că sunt la graniță cu englezii și aș putea să cânt muzică englezească. Ia, muzică toate... englezească, zi ceva. Mamă, păi câte sunt muzică englezească? Zi, my aia, way. Chiar... Yeah. My way. Thank you.
Trebuie timp, dar știi ce vreau să te întreb? Te rog. Ar fi păcat să-l ai pe Marian Mexicanul la podcast, tată, să nu cântăm ceva din Mexic. Aoleo, câte cânt. Ceva din Mexic, de acolo. De exemplu, ia uite. Istoria de un amor. Și ca să dau drumul și un pic la voie bună, dos. Atmosferă frumoasă. E bine, măi, Marian Mexicanu, e al nostru. Parahova. Foarte frumos. Mulțumim mult, Marian Mexicanu. Mulțumesc. Hai, mai dă-l jos, pune microfonul așa să ne auzi. Poți să ții acolo acordeonul, da. Dar să pui microfonul să ne auzi. Vreau să te întreb, ai avut momente de la în care ai cucerit o femeie doar pentru că știai să cânți la acordeon și pentru că ai impresionat-o cântând la acordeon? Să-ți dai și pe frunte, așa? Da. Sunt șervețelele noastre oferite de partenerul Carrefour prin Bringo. Iată cum da, au venit. Da. Știi ce le mai cânt? Da. Ce le cântai, nu acum? Da, ce le cântam când eram eu mic, acum 100 de ani. Ce? Bésame, bésame mucho. Și era ce trebuie. Și primeam telefonul. Spunea, dragă, dar am cânt de cât mie, pot să-mi cânt de cât mie, singur, private, vai, nu prea pot, dar hai că fac pentru tine. Un efort. Stăteam așa și sufeream. Și undeva acolo, într-o cameră răcoroasă. Stătea pe un pat și perdeaua era bătută de vânt. O, făcea așa, flu. Ia uzi. Și cu șampanie. Și cu flori petale. Așa am crescut cu petale eu, Barahova. Da. De
vezi că dacă cânt și vorbesc cu tine, mi-aduc aminte. Exact. Kisses, kisses, kisses. Asta e. Era ce trebuie? Era bine, mă, asta. Aoleu, aoleu, m-a ajutat. Copaia și claviatura lui. Prietenul meu. Deci tu ai învățat să cânti la acordeon, ne mergând la școală, ne știi nicio notă muzicală, pur și simplu talent pur. Nimic, 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 nimic. Uite, mă mănâncă banii, iau palme. Talent. Și băiatul tău, Edi, cântă la fel de bine. La fel, la fel. Te rog să mă crezi că, la fel ca și talent, nu i-am arătat, dacă i-am arătat 10 lecții, l-am lăsat să se descurce. Mă, tată, cum vine aici? Că vine o poziție cu digitație și cum să pun? Că avem 5-10, bine, bine, degetul 4 în loc de 2? Nu știu, ia vezi dacă te împiedici. Păi m-am împiedicat. Înseamnă că trebuie să pui degetul 3? Dacă nu e 3, vezi că e 5? Că ai... Și trebuie să exersezi, de fapt. Cât ai cântat cel mai mult la pian, de când, la pian, la acordeon? De când ai început să cânti într-o seară sau undeva la o petrecere? La petrecere? Da, undeva, domnule. Am cântat la acordeon 3 ore la rând, 4 ore la rând. Am cântat la Montreal. Am cântat la Montreal cu Adrian. O zi, o noapte, zi de dimineață, o noapte, încă o zi și... Fă-ți o socoteală, că nu știu câte ore sunt. Deci o zi, o noapte, o zi și... 24 de ore? Încă 48 de ore? Da, cam atât. Băi, jamon. Cam atât, da. În continuu? Pe are 20 de kilograme, cât are acordeonul? 20, după 10 minute se face de 15 și după... Păi da, dar am și 7 hernii de disc. Am fost la domnul doctor Mălin, șeful de la șeful secției de la Floreasca, domnul doctor Mălin, și mi-a făcut remeneu și mi-a zis, ar trebui să te operezi, chirurg. Și a zis, spune-mi tu mie de unde să încep, că nu știu de unde să încep și unde să termin. Și am zis, nu mai faceți nimic, lăsați așa. Și mi-a zis, mergi cât mai ține coloana până cazi. Și când cazi, vii și vedem ce o reparăm. Până atunci nu umblu, că nu e bine să te operez. Da. Să te deschid. Și vrei să ieși cu Adrian atunci la cântarea asta de record? Adrian a cântat, cred că vreo o zi și o noapte nu s-a oprit. Incredibil. Omulețul ăsta, crede-mă, fratele meu, chită la Dumnezeu lăsat, puternic. Pe bune, cine a zis, minune, minune. Un om puternic și un om darnic și un coleg bun, bun, bun. Dar și el, la fel ca și mine, îi place să fie puțin gâdilat. Mă, dar dacă l-ai gâdilat, ai câștigat lumea cu Adrian. E ego ăsta, el știi și el... Dintre toți oamenii cu care ai cântat, artiștii, pentru tine, Adrian, e acolo pe podium, locul întâi? Adrian a rămas în sufletul meu, pentru că Adrian este unul dintre... maneliștii care este și lăutar. Și Adrian este, a rămas ca un filon. Filon sau pilon? Nu, filon, nu? Am zis bine, nu? Ca un stâlp. Merge. Sevi, da, scuze. Da, știam că e ceva greșit. Ca un stâlp care nu l-a dărâmat niciun fel de vânt. A rămas familie, copii, situație bună și lumea are încredere. Când l-a angajat pe Adrian și a spus, Adrian, la ora 7 sunt la tine, la capătul lumii, niciodată Adrian nu a dat cinstea pe rușine, niciodată, și Adrian are aproape 50 de ani ca mine. Acestea sunt prietenii mei, oameni cu cuvânt. Adică să rămână respectul ăla. Respect, pe bune. Și cu tot respectul, care e nunta aia sau evenimentul unde ai luat cei mai mulți bani? Că... Cu Adrian în Canada. Cu Adrian în Canada? Adică ce înseamnă? Măi, oameni buni, era... Oricum, a fost acum mulți ani, ai zis. Acum mulți ani, 2002, da... am cântat la unul dintre cele mai... cu cel mai greu nume din lumea șmecherilor, pe bune, din lume, din România, o dulceață domn, cu cel mai mare nume am cântat acolo la el și vorbind de fane spăitorul. Am luat 120 ceva de mii de dolari canadieni. În o zi și în noapte. Tu cu Adrian. Eu cu Adrian, cu Daniel Costache și cu Selciuc. Turcu cu saxofonul. Pă, 5-5. Stai seama ce bine s-a împărțit. Dar când am plecat, am avut probleme cu emigration-ul. Adrian lua două părți, că era șmecher. Două părți, noi am tot câte o parte.
Și am cântat vreo 4-5 evenimente și când am venit de atunci, am venit cu bani mulți. Eu aveam vreo 50.000 de dolari, ăla 70, 80, ăla 30, 50 și atunci n-avea vreo 300.000 de dolari la el. I-a luat Immigration-ul. I-au luat banii? Ne-au luat Immigration-ul, dar nu a luat niciun ban. Ce a făcut Adrian, ce ne-a făcut, nu e timp ca să-ți explic exact cum. Nu ne-a luat niciun leu. Ba, dimpotrivă, a rămas Adrian, a rămas prieten cu directorul de la Immigration de acolo. Pentru că noi am spus că am venit cu banii din România, că el este un mare star. A mers, frate, a mers. Vrăjeala asta. Am venit pentru că el este generic în România și am venit să cumpărăm roche de mireasă, să cumpărăm o mașină, să cumpărăm roche. Am venit să cheltuim banii la Montreal în țara dumneavoastră și am avut mai mult decât atât. Am avut cu 200.000 de euro mai mult, dar am câștigat 200 de dolari. Am cheltuit 200.000 de dolari la dumneavoastră, dar nu ne mai convine ce este și vrei să plecăm la Paris. Și ați lăsat 200.000 de dolari ca la din la noi? Da, am lăsat. Păi și astea cu toate, le-am trimis înainte. Și dumneavoastră, vrem să plecăm, putați, poate sună, nu știu, dai seama că sună puțin strange, așa, da. Strange, da, dar îți dau cuvântul meu de om că nu ne-a luat niciun ban nimeni, am venit cu bani acasă. Deci cel mai mult, ăsta a fost evenimentul, cel mai... Cei mai mulți bani, păi Doamne ferește, câți bani să iei, Doamne, nu? Da, 100 și ceva de mii de... Care e artistul care consideri tu că vă face breasla de râs în ziua de azi? Să știi că sunt mulți, dar nu am să dau nume. Nu nume, dar măcar ce, de ce, unde greșesc ei? Nu. Unde greșesc? Spun că merg la eveniment și nu se mai duce la eveniment. Și eu am întâlnit oameni care s-au împrumutat. Au făcut de-astea în bancă, cum îți spun. Credit, da. Credit în bancă. Ca să aibă... Să mă ia pe mine la nuntă. Și atunci, îți dai seama că dacă a făcut, s-au mai întâmplat și pentru ceilalți colegi ai mei, să se chinuie să facă o nuntă. Și dacă ei, sărăcuții, ne dau ultimii bani ai lor și rămân și datori și eu ca muzican să nu mă duc acolo, păi nu că aș merita, o spun eu, nu că aș merita să dau banii înapoi și să dau și ceva, nu, ar trebui să mă bată lumea pe stradă, cum mă prinde, sau rupă picioarele. Aș merita. De sunt în ziua de azi artiști de genul ăsta? Sunt foarte mulți și... mai bine rămân eu așa la acordeonul meu și fac puțin pe prostul. Câteodată e bine să mai faci și pe prostul. Îți merge bine. Și deocamdată vreau să-mi iau fața prostului. Acum la întrebarea asta. Că nu vreau să... Nici să par eu mai sus ca toți, dar știi cu ce sunt mai sus ca mulți dintre lăutarii noștri și maneliști? Seriozitate. Nu mi-a bătut nimeni măcar obrazul, nu să mai mă cer cu cineva să încurc. Și mi s-a oferit posibilitatea când am fost ocupat astăzi și tu să vii, să-mi spui, îți dau de 3 ori, lasă-mă și vină la mine. Să-mi dai și de 100 de ori. Nu există, pentru dacă aș fi făcut o greșeală în timpurile noastre... Se duce vorba. Imediat. Marian Mexicanu, cu contract, pentru că eu de 12 ani de zile lucrez cu contact, cu contabile, cu nebunii, cu astea, așa la rece, la rece auzi. La negru, nu mai există, nu e, că bine, Ana a fost, ce a pus aia pe noi și ne întreabă ce ai făcut, Bobiță. Ai contract? Păi n-am, păi stop, amendă și tu și tu, și pentru ce să dăm de rușine? Nu. Plus de asta sunt viramente care se fac, se virează în bancă, din străinătate, de aia, de acolo. Nu poți, unde vine omul să... Cont bancar și dai seama. Fii atent, pentru că n-avem ce să-ți dăm, adică noi am dat o sticlă de vin la început, uite, mă gândeam să-ți fac cadou acum pentru că ne-ai cântat, îi avem alături de noi pe prietenii noștri de la Culto, Culto Forever Diamonds, oamenii ăștia, știu că eu sunt pasionat de ceasuri și de exemplu la fiecare podcast, sau aproape la fiecare podcast, pot câte un ceas care se găsește în magazinele Culto, în magazinele pe care le găsiți în mall-urile din România, iar cei de la Culto au zis în felul următor. Bă, vine băiatul ăla talentat, Marian Mexicanu, băiatul ăla care cântă la acordeon și în America, și în Franța, și în Italia, și peste tot. Și uite, am pentru tine un ceas. Se spune că este cel mai puternic și cel mai rezistent smartwatch din lume. Este un smartwatch cel mai puternic din lume, arată superb, este un G-Shock pe care eu vreau să ți-l dau cadou din partea prietenilor noștri de la Culto. E al tău, ca să vezi că nu pleci cu mâna goală de la noi de la podcast. Fratele meu, mulțumesc! Wow, frumos tare! Să vezi că o să mă vezi cu el la mână.
E un smartwatch și e considerat unul dintre cele mai puternice și rezistente smartwatch-uri din lume. Iar eu, pentru că eu îmi plac ceasurile și pentru că sunt pasionat de ceasuri, astăzi am un ceas care arată fabulos, așa, de vacanță, un Doxa, pe care cu siguranță îl găsiți în magazinele Culto, cum ziceam ceva mai devreme. Se spune că este un albastru care te duce foarte mult cu gândul la marea aia foarte limpede, un turcoaz fabulos. Dacă ești pasionat de scufundări, poți să fii pe velier, să faci scufundări și așa mai departe. Și este un ceas pe care eu astăzi l-am purtat și vreau să-l prezint și celor care se uită la noi. Așa arată de la Doxa și să știți că îl găsiți în magazinele Culto și încă o dată este un ceas, spre deosebire de Marian, eu îl por la podcast și îl duc înapoi, Marian îl păstrează și a lui. Asta e ca Maradona, trebuie să pui pe mâna cealaltă, știi? Nu, păi nu, că de-aia nu portăm noi acordeoniști, că mulți mi-au spus, domne, ceasul se poartă pe mâna stângă. Și eu tot pe dreapta domne, port, știu, și eu nu sunt acordeonist. Da, uite, păi, dar nu pot, că, uite, ia uite, din cauza curelii de la Baș. Da, da. Nu, mă, nu pot, n-am cum, trebuie să am mâna liberă. Da, da, da. Poate acum mai înțeleg oamenii de ce purtăm pe dreapta. Nu știu, eu port, de exemplu, pe dreapta tot așa, că m-am obișnuit la un moment dat și mi-a plăcut mie să port-o pe dreapta. Lasă-mă să-ți cânt, că nu știu să cânt la acordeon. Lasă-mă să-ți cânt, dă mamă cu biciul în mine. Te asta, te rog frumos. Te rog eu frumos. Dar fii atent, vreau să facem altceva, facem un test. Așa. Uite, avem aici patru colegi în spatele camerelor de filmat, corect? Da. Patru colegi, da? Vreau să cânt ceva românesc frumos. Da. Și noi să ghicim, sau? Și ei să ghicească. Cine ghicește cele mai multe să primească ceva. Uite, primește o sticlă de vin, să zicem. Dăm o sticlă de vin bună și pentru că partenerii noștri de la Morph, să dăm acum toate cadourile pe care le avem. Te rog, te rog, eu să-mi place când se dau E pentru tine, de la Morph. Tot pentru mâncația, da, mă gândeam, sufletul tău. Eu mă mut aici la tine. Da, eu ți-am zis că nu vii degeaba. Mă mut la tine. Eu ți-am zis că nu vii degeaba și un parfum unisex, așa că poți să-l... Îl dau Anei. Să fie, uite, așa miroase. Eu mi-am luat ceasul, îl dau ei. Uite. Bă, nouă ne plac parfumurile de la Morph, sunt niște parfumuri senzaționale, iar ăsta acum a apărut pe piață. Uite, aici mai e și alte moste să vezi, dar ăsta trebuie să vezi. Deci este Antigua Bay, o aromă care sfidează convențiile și redefinește conceptul de marin, tot pe marin suntem. Talent de parfum. Ce mai? Deci talent. Este semnat de un super parfumier Landi, Arturetto Landi, și este efectiv operă de artă. Ce literă e pe el? Mă, de la Măruț. Și de la mexicanul nu e, nu? Ce voce ții cu cații cu ursul. Sunt prietenii noștri de la Morph, credeți-mă, trebuie să testați parfumurile lor, sunt fabuloase. Mamă, miștorul. Dar zis, nu pleci cu mâna goală azi. Ai, bărbătesc. Nu, no, e unisex. Miroase mai fortic, așa. Nu, no, e unisex. Da? Da. Atunci îl dau ei, mă cer cu ea. Perfect. Fii atent, deci facem în felul următor. Mai avem un parfum care ne-a rămas de la un podcast și îl dăm unuia dintre, pentru că toți intrăm în vacanță, yes. Unuia dintre cei patru. Deci, tată, cine ghicește mai mult? Am să fac în felul următor. Deci, vă rog. Două mai simple, melodii românești. Da, vezi, deci bătaie, hai, pozaș, greblă, sunteți toți, da? Două mai simple și două tot românești, dar puțin mai așa. Perfect. Cu analizele cum stai? Perfect, la zi. Nu cred. Și acum cu... nașterea copilului, îți dai seama, RH-urile, toate alea, tot, perfect. Ești bine? De copil. Dar tu ești bine? Ți se pare că sunt strâmb? Nu, că vreau să spun în felul următor. Avem pe cei de la Sanador, prietenii noștri, care ne spun că sănătatea e stilul de viață pe care trebuie să-l aibă fiecare. Prevenția, tată, să te duci, să îți faci analize, să ai timp de tine. Și vreau să... mi-am adus aminte, sunt cam bolnav. De asta zic, am un voucher de la Sanador. Sunt partenerii noștri. Uite. Da, sunt cam bun la gata. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Bă, Mariana, deci cum a fost azi, mă? Deci cum se pleacă de la podcast? Mamă, ce cu vin, bine. Cu ceas, cu parfum, cu asta. Băi, da, mă, frate, dar nu oricine are onoarea asta să vină aici în căsuța ta. Și nu oricine a luat, uite, avem un premiu în spate să ne lăudăm și noi. Pe bune. Cel mai vizionat podcast în 2022, anul trecut. Cel mai urmărit podcast, premiu dat de YouTube România, adică nu de X și Y, de YouTube România. Pac, a venit managementul YouTube și a zis, voi aveți cele mai multe vizualizări, sunteți cei mai urmăriți, primiți podcast, premiu de cel mai urmărit podcast. Gata. Prima melodie este melodie... Nu spune nimic, fii atent, e test I4, da? Da, deci două sunt foarte cunoscute și celelalte două deci vor fi cunoscute. Deci cine câștigă, cine știe cele mai multe greblaua, ăla câștigă, da?
Iată. Ce câștigam, ce ai zis? Un parfum de la Morph. Yes. Avem pe inventar aici. Și premiul de consolare. Forță, forță. Nimic. O sticlă de mic. Repede, mâna sus. Stai, stai, stai. Mâna sus, greblă. Zi, greblă. De mamă cu biciu mine? Mărioară de la Gorj. Nu, 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 nu. Mărioară, mamă, de șafoni avem aici. Ați pierdut parfumul. Vă dați cu spray. Vă dați cu spray. Ascultați. N-ai cum, e. Cum? Tot cu spray te dai. Spray, spray. Încă o dată. Hai să trecem peste gata, că nu se știe. Ușor, puiule, ușor. Ușor, puiule. Zi mai domnule. Ce-mi trimiți atât ador, mă? Asta a fost grea sau ușoară? Deci dacă asta a fost ușoară. Asta a fost aia ușoară, ușor, puiule, ușor. Asta a fost grea. Bun, hai să le dau parfumul, hai. Te-ai așezat mai ligară și m-ai făcut. Pe care ai zis primul? Pe care ai zis primul? Eu azi. Ciucă. Da, ciucă, 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 ciucă. Deci l-am auzit și eu. Da, perfect. Hai să vedem alta. Deci 1-0. Zici vreo 5-6. Da, bun, mai departe. Ia, dar zice, te pune mâna sus. Ușor de nebunii. E bine. Te așteaptă ca să vii căsuța noastră. E bine, e bine. Reblă, ce faci? Lasă câștige. Hai să vedem ea. Așteaptă. Și bune și rele. Hai, l-a zis repede, fără să mai zice și mâna sus. Dă foc să ia parfumul. Eu am zis, eu cine? Am zis. Ridică mâna, l-am văzut pe Florin. Nu, ăsta mic a zis. Care? Nu, pozașul? Care mică, ăsta-mi doi mici? Dumnealui. Pozașul? Cel mic. Păi iată, greblă, ăsta mai înalt puțin. Ok, deci pozașul mai înalt. Deci pozașul și mâna sus, el? Da, el a zis. Eu nu mă văd. Bagă-te aici, prietene. Păi da, să vezi și la cameră, vină ca... Deci 2-1. Merge și asta. Ia să la cărciuma din cartier. Mâna sus, cine? Am ridicat mâna. Zici, ce ai zis, care? La cărciuma din cartier. Păi asta e. Sunt vagabondul vieții. 3-1. La cărciuma din cartier. N-ai ce. Talent de melodie, talent. Așa cum e parfumul ăsta. 3-1, ia să vedem, mai departe. Da, mergem mai departe. Până la 10, nu? Bă, da. Stai, mă, că să până la 1000 acum. Stai așa, o secundă. Sunt într-o tensiune. O secundă. Nici dar bag n-ai. Grem le auzi. Mâna birjar. Corect. Bă, ciucă, bă. Păi, deci, bă, ciucă, merită, mai... Merită, dacă stă lângă tine, pe acolo, da. Până la tine, tine, vezi, are și plusuri. Nu cred că de acolo îi se trage, mai prinde pe trecere, nu weekend-uri în asta. Trecere, da. Hai, încă două să fie. Încă două. Câștigat. 4. Încă 3 atunci. Tot să câștigează. Să ai o șansă. Ciucă, zic. Mama mea e florăreasă. Așa, deci cine ai zis, mă, pe urmă? Ăsta mic, lasă-mă să ia. Păi, dar ridicați mâna, bine, hai, dă-i lui. Bă, frate, mă, împarte-mă pâine la toată lumea, mă. Ciucă a zis, dar nu, eu l-am auzit, păi, eu stai pe ăsta mic blond. Da, dar nu mai era cu mâna ridicată. 3-1-1, hai. Da, așa, mă. Grebla, ai și tu să ai ceva de onoare. Și bune și rele. Ei cu fetele mele, da. Ele mi-aduc adinarea. Fetele mele. Nu e. Ascultă, tată. Cine a pus cârciuma în drum? Așa, mă, ciucă. Este, bă. Gata, ciucă, declarăm câștigătorul parfumului. Bravo. Mulțumesc frumos, mi-a făcut și o plăcere să concurez. O sticlă de vin, Florin. Să vede că în fiecare weekend el este în oraș, da. Este în oraș, muzica lăutărească, îmi place extraordinar de tare. Extraordinar. Felicitări. Nu. Mulțumesc. Eu cred că ți-am șansat. Să pui microfonul. Bă, ăsta e adevărul, că muzica unește, știi ce? Muzica trebuie să împrietenească oamenii, să-i apropie, nu? De multe ori îi instigă și la bătaie. Sunt șmecher numărul 1 și atunci se umflă tricoul. Și gata. Și iese... șmecherul. Da. De aceea trebuie ales repertoriu bun. Depinde de exemplu, dacă faci tu sau ei un eveniment, își ia o orchestră care cântă muzică elegantă, muzică bună,
Sau dacă cânti o manea, de exemplu, Vali Vigilie, iar pe Vali Vigilie îl iubesc. Pe Vali Vigilie îl iubesc. Vali Vigilie este model pozitiv al nostru, al lăutarilor. Și lăutar, și manelist. Aici e problema frumoasă. Pentru că eu am crescut cu Vali, copii fiind, când Vali cânta cu acordeonul cu Hogneru și mergeam și îmbrăcam mireasa pe strada amândoi. Ani de zile. Vali n-a uitat și Vali oricând îmbracă o mireasă cu acordeonul. Dacă se strică sintezaizele sau vioara la unuia, băia dă un Hogneru cu acima. Dă drumul și dă drumul la muzică. Și să îmbracă mireasa, să ia vna și să... Adică tu spui că acolo e muncă, seriozitate și... E lăutar. Pentru că mulți au venit, mulți maneliști au venit peste maneliști. S-au făcut peste noapte. Din cauza lor, datorită acestor platforme, facem o melodie și a doua zi o ascultă toată lumea și unora le place. Păi eu ca să mă ascult după mine și dacă tu stăteai acum 25 de ani la, dacă stăteai la Bacău, păi trebuia să vin la tine pe bătătură să-ți cânt ca să mă asculti. Da, înainte se ajungea mai greu la oameni, acum se ajunge imediat. Păi cum? Ai făcut o melodie și a doua zi ești vedet. Hai mă frate, băi frate. Și zici că nu se face așa. Nu se face. Pentru că intervine bagajul de cunoștințe. Trebuie să știi sute de melodii. Să te adresezi unei plaje largi de ascultători. Dar uite, vezi că pe tine muzica asta la un moment dat te-a dus și într-o depresie. M-a dus în depresie. Nu mă regăsesc. Cu manelele nu mă regăsesc. Mă găsesc în anumite manele plăcute de dragoste. Asta e o manea frumoasă, e o manea care emană dragoste, e mare bunătate și îți vine să-ți iei doamna la braț și să o scoți la dans. Nu? Buzele tale, două petale, iar alte melodii, ce... Ziua în care eu te-am sărutat, sau noi ne-am sărutat, sau nu știu cum e textul, că nu sunt foarte atent. Sunt manele care sunt acceptate. După două, trei dimineața, toată lumea spune, și toate fetele, toți băieții dansează, să simt bine. Dar depinde dacă încep să cântăm de dușmani. Că am fost și... Stați cuminți că scot agheul și nu mă supărați, că... Frate, nu mai mâncați, ai sufletul tău, vorbim pe românești. Nu mai, eu sunt primul că... Sau acum au scos ăștia un marș, o primire. Auzi, înainte era asta. Da. La Târgu Jiu, la tine acolo, dumneavoastră se cânta. A venit mireasa, ai cu mireasa, ai la apă. Cum crezi că e? Yeah. Îți jur pe viața mea, când aud marșul ăsta, mi se face frică. Îți jur pe singura mea. Deci ăsta eu știu marșul ăsta, de ce zici tu? La ăsta e lustru românesc. Da. Auzi acum. Vine Obama. Aoleu, uitați-vă la o parte, dați-vă la o parte, faceți loc! Și frumos era la... Iar ăsta acum pare demodat? Nu pare... De ce nu mai folosește lumea? A, pare demodat, acesta pare demodat, da, pentru că... Nu... Parcă nu îți dă putere când vii tu ca invitat și nu te pune în valoare. Da. Fii atent, pe final vreau să continui tu câteva fraze și să închidem așa frumos, da? Fii atent, dacă mâine te-ai întâlnit întâmplător pe stradă cu Dumnezeu, ce ai spune? I-aș mulțumi. Un singur cuvânt aș avea. Sau poate două, sau poate trei, dar doar de mulțumire pentru tot ceea ce mi-a dat. Și nici măcar în visele mele, cele mai frumoase, n-am visat niciodată că pot ajunge să fiu prieten cu tine, cu el, cu oamenii de vază din această lume. Eu am fost un copil modest. Vreau să-i mulțumesc pentru copiii mei, pentru familia mea, că suntem sănătoși. Nu cer nimic și nu știu dacă vreodată i-am cerut ceva. Cred că mint, i-am cerut când tatăl meu trăgea să moară. Și m-a sunat sora mea și mi-a zis,
fratele meu, a murit tatăl nostru. Era la spital. În drum spre spital, nu știu cum am avut putere să mă sui la volan, eram tumefiat, psihic. Conduceam și am trecut pe lângă biserica 11 iunie. Mergeam la Floreasca. Și am spus așa, că eu de câte ori merg pe lângă biserica, trec pe lângă o biserică, mă închin și vorbesc, spun măcar Tatăl nostru sau rugăciunea inimii. Fără rugăciunea inimii nu se poate. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dacă ai spus asta, tot ce e rău negativ a fugit. Și am cerut așa, Doamne, ce mult aș fi vrut ca tatăl meu să mai trăiască un an. Doamne, l-ai luat cam de vreme. Dacă asta a fost voia ta, mă supun. Dar aș fi vrut să mai trăiască un an. Cătălin, fratele meu, îți jur, am ajuns acolo și doctorii ne-au spus că era într-o moarte de asta, nu știu cum... Clinică, da? Și a revenit. Și a mai trăit un an de zile, tată. Să mor eu, că mă jur, dacă nu am mai trăit un an de zile. Nu mi-e rușine. Nu mi-e rușine că m-a văzut lumea, că am zis să mor eu. Să că nu cuvântul ăsta stă, dar nu vreau să zică lumea că fac filme aici, să ce. Nu. Dumnezeu există. 100% și eu cred că este asta. Dumnezeu e lângă noi. Trebuie doar să... Trebuie să vorbești ca cu tatăl tău. Exact. Ai o problemă, mă tată. Mă tăticul meu, uite ce aș vrea. Uite așa, uite așa. Că Dumnezeu știe dinainte ceea ce vrem noi. Dar Dumnezeu vrea, că este și un Dumnezeu zelos. El vrea să-i spui, ia spune-mi ce te doare. Și dacă i-ai spus că nu toți care avem rugi și trimitem rugăciuni, Iisus Hristos așa spune, nu toate rugăciunile voastre care ajung pe altarul Tatălui meu, care sunt citite, înseamnă că sunt și primite. Depinde cum le folosești și cât de smerit ești în rugă. Dacă ai vrea, dacă ai putea de mâine să schimbi ceva la tine, ce ai schimba? Să nu mai fiu, să fiu mai iertător și să fiu mai înțelept. Muzica a venit în viața ta, și completează fraza. Muzica a venit în viața mea pentru că acesta este destinul meu. Muzica. Și restul vine doar după muzică. Ce mult mi-aș dori... Să cumpăr nemurirea. Apreciez și respect toți oamenii care m-au ajutat și mi-au dat un pahar de apă atunci când mi-a fost sete. Că degeaba îmi dai apă când nu mai îmi este sete. Dă-mă acum când mi-e sete. Mă declar foarte norocos că am copiii sănătoși, am frații lângă mine, familia care mă iubește și Dumnezeu mi-a mai dat pe Miriam și pe Ana lângă mine. Și viitorul pentru Marian Mexicanu este? Muncă, muncă și iar muncă, așa cum a spus Stalin. Odihniți-vă prin muncă. Doar așa poate exista. Pentru că dacă nu cântam cu acordeonul, așa cum cânt eu, mai bine sau mai prost, nu l-am invitat aici să-l cunosc pe Cătălin Măruță. Nu cred că tu ai cântat tu pentru Jean-Claude Van Damme, ai cântat pentru Chuck Norris, pentru toate starurile astea din toată lumea. Nu mă interesează pe mine Chuck Norris și pe mine mă interesați voi, oamenii care ne dați putere, nouă, artiștilor. Noi fără voi n-avem valoare. Marian Mexicanu, oameni buni, vă așteaptă și la el pe Facebook și pe YouTube, îl căutați, îl vedeți, îl găsiți. Și acum cum închidem așa podcastul ăsta? Cum închidem? Ceva la acordeon. Să fie de la Marian Mexicanu pentru toți oamenii care ne-au urmărit în acest sezon de podcast. Ne întâlnim sănătoși în septembrie. Până atunci, pe canalul de YouTube Acasă la Măruță, o să mai găsiți câteva momente, câteva podcasturi, dar noi oficial începem din septembrie și vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi. A fost un sezon senzațional și asta datorită dumneavoastră. Doamne ajută, sănătoși să fim și piesa asta să fie așa, una de aia frumoasă. Marcel Budală, Hora București. Thank you.
Dumnezeu cu noi să fie. Doamne ajută! Mulțumim mult de tot, oameni buni! În descriere ne găsiți și vă așteptăm aici pe canalul de YouTube Acasă la Măruță. Mulțumim mult de tot! Numai bine! Stimă și tot respectul! Cu tot dragul!